Cum zicea și bătrânul Mozart, bine ați venit la Lucruri Simple. Cred că trebuie să fac și eu niște cursuri de astea de cant. Voi, să-i cânt și eu lucrurile. Dragii mei, astăzi Augustin Viziru, bărbat bine făcut, puternic. Are profesioniști la îndemână, nu pierde timp cu mine. Și surpriza lui este sprițante. Doinița Oancea? A venit Augustin? Începem! Distracție faină! Ce faci, iubirea mea? Ce faci, tinere, băbare? Hai să râd, stai, vrei să-mi iei banii? Stai! Nu-ți iau niciun ban! Băi, ce colorat ești! Foarte mișto! Doar pozitive! Bună, te îmbrăcam! Stai, stai! Ia, ui, fă ce vrei! Ia, dă telefonul pe silent! Dă telefonul! Cine? Cine este geata? Cine este geata? Nu contează! Cine mă este geata? Nu e problema ta, cine este geata? E un prieten bun de-al meu! Ia loc atunci dacă e prieten! Așa! Bine ai venit, baby! Bine te-am găsit! Băi, ce frumos să stă părul, stai așa! Stai că se uită și să ai niște fane de ale tale și trebuie să vadă... Așa? Arăt uite-mă bine? Ce frumos e, mă! Uite-mă ce frumos e! Mă țin bine, mă țin tânăr și neliniștit. Am, iar acum, pentru copiii noștri, vom recita, efectiv vom cita, povestea Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte, în lectura actorului Augustin Viziru. Doar începutul. A fost odată? Știi ce e foarte drăguț ce ai spus acum? Așa am zicea tata tot timpul când eram mic. Tata, eu îți dau Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte. Nu cred așa ceva. Așa zicea? Da, zicea că-s nemuritor. Dar... Explică-mă o chestie importantă. Zic. De ce nu... Deci n-am început bine că te întreb. De ce nu te-ai făcut tu tenismen? Că nu-mi plăcea. Jucam cu forța. Pentru când s-a luat decizia în familie, a venit Gogu din Austria, că a antrenat în Austria. Da, și la München a antrenat. Și la München și după aia s-a mutat. Gheorghe Viziru a antrenat și a făcut echipă și cu Ion Țiria, da, ca să știe lumea. Da, pot să dezvolt mai mult, adică bunica mi l-a antrenat pe domnul Țiriac și bunica mi l-a descoperit pe Ilie Năstase. Tu vorbești serios, mă? Da. Bunica mi l-a descoperit pe domnul Năstase și a fost capitan de Cupa Davis foarte mulți ani. A fost antrenorul lor. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Are și el 6 cărți scrise. Dumnezeule mare! Da. Tu știi că acum eu sunt cel mai disperat susținător al... Am auzit că ești cu tenisul... Dar știi cum observi un iubitor de tenis? Cum deschizi ușa la el? Ah! Ce-am căcat! La naibă, o minge de tenis! De ce ăsta este iubitorul de tenis? Stai așa? Ce-mi faci cu asta? Apasă! Ai comandat o cafea și n-am știut! Eu trebuie să... Mulțumesc, Chimire! Atmosfera ta, mulțumesc frumos, vă mulțumesc! Încă nu sunt trezit bine din somn, că am avut liber. Băi, stai... Aseară a fost fata la socrii. Și... Am jucat biliard până la 11 noapte, îți dai seama? Ai jucat biliard până la 11 noapte? Și după aia m-am uitat și la un serial, tu îți imaginezi? No! Și am adormit la 5. One by one. Deci, în primul rând, știi cine te-a servit? O domnișoară foarte drăguță care m-a și întâmpinat de afară. Am greșit sau? Nu, până aici ai spus totul corect. Politically corect. E fiimea cea mare. Serios? Da, asta e fiimea cea mare, este Andreea. Să-ți trăiesc. Mulțumesc. Nu-i mai povestesc nimic. Ce să-i povestești? Păi nu mai stă la povești. Nu? Nu. De la o vârstă, să-ți notez undeva, de la o vârstă, țin tu minte că trebuie să te rogi ca ele să-ți povestească ceva. Dar asta tot mai târziu. Aici am sfaturi multe de acceptat și vreau multe. Dragul meu, ai venit exact aici la noi, în curtea părinților. Aici e curtea de joacă a părinților. Aici numai lucruri mature trebuie să faci. În primul rând fă-ți cafeaua, dacă. Pentru că și eu mi-am făcut una. Tot fiii mei mi-a făcut-o. Astea sunt două pahare goale. Ce norocos ești. Îți dai seama de ce te poți tu bucura când copiii tăi sunt lângă tine. Înseamnă că ți-ai făcut treaba bine, mă. Felicitări.
Ești primul care îmi spune chestia asta. Păi nu... Nimeni nu mi-a spus asta. Dar știi, știi unde a fost... Știi unde a fost fiica mea? În Tenerife. Și acum eu trebuie să-i spun, iubita mea, și ce ai făcut acolo? Acum, practic, s-a dus cu o gașcă. În gașca respectivă e un tip. Fii atent. Și acum eu trebuie să mă aștept. Și? Am relații multe. Da, fii atent. Și cum ai? În Brazilia cu 5.000 dispare. Foarte tare. Sunt firme de termopane. Dar stai puțin. A trebuit să mă duc până în Brazilia pentru chestia asta? Trebuie să te duci până acolo ca să nu te duci la pușcărie. Scuze-mă, putem merge împreună? Augustin, putem merge împreună? Întâmplător, în momentul în care dansează fetele alea și e festivalul de la Rio și noi mergem acolo, nu vă spărați, firmă de termopane, da, aveți? Aveți, da, okay, găsim. Așa facem. Bă, dar pe de altă parte, nu știu, eu așa simt, eu ca părinte, știi, acum, în momentul ăsta, probabil că e mică, eu cred că noi nu suntem în măsură să le dăm sfaturi ce decizii să ia. Pentru că trebuie să se lovească și ei cu capul de pereți și trebuie să treacă ei prin filtrul lor, copiii, și atunci nu cred că putem să le spunem noi nimic. Trebuie doar să fim acolo, totuși să nu gafeze prea tare, să nu fie evident. Înțelegi, dacă vezi că e tărtană la rău de chiar, tot. Chiar, da. Mă, tată, uite-te și tu un pic, că nu e chiar ce trebuie. Și-a făcut cafeaua. Gata. Un om născut în august. Adică în luna mea. Toată familia mea, în afară de tata, mama, fratele, trei dintre noi ne-am născut în august. Frate, mi-e singurul care s-a născut în noiembrie. Frate, tu când s-a născut? În decembrie. Na, păi, n-are de a face cu noi. Îi știu datele pentru că tot timpul îi dădeam datele la poliție. Când la poliția, că n-aveam permis și știam datele pe din afară și dădeam datele lui. Acum mai merge. Dar acum am și eu permis, într-un final. Tu acum am, știi foarte bine, ca să spun cum se întâmplă astăzi. Eu știu foarte multe date despre tine pe care le-am învățat. Ca să știe și oamenii, noi ne cunoaștem de foarte mulți ani, am jucat și într-un film împreună. Poți să-ți mai fac o mică paranteză? Te rog, fă toate parantezele din lume. Tu știi că Lucian mi-a făcut mie trupă și eu am cântat prima oară live. Aveai o emisiune dimineața și aveam trupă de Tu ai debutat muzică. Prima dată la mine? La tine, da. Și acum, cel mai urât lucru am făcut în viața mea. Stai, mă, puțin, stai. A fost cel mai groaznic lucru pe care l-am făcut cu frate meu. A venit la mine și mi-a spus, el în perioada aia tot se chinuia să-mi dea un drum. Punea gaz peste foc în perioada aia. Da, și tot încerca, bă, să faci tu ceva, că nu făceam nimic, înțelegi? Și până la urmă am fost pe la Sebeș, mi-a făcut niște piese, m-am apucat de cântat, zic, bă, nu cânt, eu nu-mi plăcea mie să cânt. Haide, mă, că toată lumea cântă, poți, ai voce, doar n-ai ureche muzicală, hai. Am făcut piesele respective și debutul mi l-am făcut la tine. La Neața. Acum 20 și... Neața, da, nu știu. Băi, acum 22 de ani. Da. Aveam un coleg de trupă și frate mi cred că avea o obligație. Mi l-a dat pe unul în trupă, Dragoș îl chem, săracul. Ce săracu? De ce săracu? Pentru că la un moment dat fratele mi-a zis, vezi că trebuie să fii serios, să muncești, să te trezești, să vii cu idei, să corect, vii cu corect, să, da. Nu știu ce. Și acum, la un moment dat a apărut ăla, Conex Cent, mai ții minte? Da, trebuia. Te vorbeai cu un cent în weekend. Așa. Și el avea Conex camarad din ăla. Eu weekendurile îți dai seama, eu la 7 mă culcam. El la 8 mă suna. La 7? Dimineața. Și la 8 suna, hai la repetiții. Augustin, am o idee extraordinară. Da, și eu, da, prima zi. I-am vorbit frumos, nu știu ce, am zis, da, e ok, ne gândim, am trezit, mi-am dat cu apă pe ochi, înțelegi? A doua zi, a treia zi, a patra zi l-am înjurat de tot. I-am zis să nu mă mai sun niciodată, să nu te mai prind că mă sun niciodată. Și experiența cu trupa UD s-a terminat, a fost în momentul în care am văzut caseta, când la televizor. Nu cred. Am fost și filmat, dai seama, înregistram mama. Da, normal. Am luat caseta din video, am spart-o, i-am zis, frate. Dar ce te-a deranjat acolo atunci? Atunci? Eram amotric, nu știam să mă mișc, nu știam să dansez. Nu contează. Păi dacă... Ăla, știi ce mi-a făcut colegul de trupă înainte să intrăm în direct? A zis că stai, că am o surpriză pentru ei.
Noi eram cu fața, cortina, se trăgea cortina, ții minte că erau da, cortina. Da, da, știu, da, perfect, da. Vezi că țin minte că m-a rămas în creier. Da. Și eram cu fața să se dea, pardon, uite, stai liniștit. Să zic, să se dea cortina la o parte și acum la un moment dat ăsta, stai că am o surpriză pentru ei, se întoarce cu spatele în partea elaltă, zic, băi, camerele stă acolo. Taci. Acțiune, mă rog, ce s-a tras cortina, ăla cu spatele. S-a întors, și a început un dans la șir din ăla, ceva penibil, ce... Și eu nu știam, nici nu știam versurile toate la toate piesele. La un moment dat mai aveau spațiu de emisie, ați mai avut și ați mai trebuit să cântăm o melodie și eu nu știam versurile de la melodia aia. Și am cântat așa cu... Dar stai puțin, una s-a întors așa și tu ai intrat în față și ăsta a rămas așa. Da, măi, eu eram cu fața către și el a făcut dansul la șiv. Și el acum s-a întors cu spatele și când la acțiune el a vrut să fie ceva spontan, adică să... Iar tu stai stat, că n-ai văzut. Stai ca prostul, că n-am știut ce face, înțelegi? S-a întors cu fața către cameră și mă rog. Și aia a fost experiența mea ca și cântăreț. Ah, și am mai avut încă un concert la mare, unde erau aproximativ vreo 100 de oameni pe lângă piscină, la finalul melodiei mai erau vreo 4. Și atunci am dat și primul meu autograf, într-adevăr. Chiar este... Primul meu autograf. Da, da. Asta a fost cariera mea de cântăreț. Dragii mei, în primul rând îl salutăm pe Dragoș. Salut, Dragoș, mai bine sper că ți-ai ieșit în muzică. Dragoș, sună-ne acum. Suntem gata pentru tine. Avem, putem să discutăm proiecte acum, sunt mult mai tolerabil. Mai sunt. Putem să se sculgă nu la 7 dimineața, ci la 5 dimineața, când Maria nu e acasă. Da, bine, de obicei când sunt cu fata acasă mă trezesc destul de devreme. Maria va împlini în iunie 3 ani. Da. Iai. În iunie? În iunie. Și vezi, fiul meu, tot în iunie. Tot în iunie? Dar tu câți copii ai? Scuză-mă că te întreb. Deci ai o fată, nu? Un băiat. Vrei să spun partea legală sau ilegală? Nu, am 4 copii. Maria e cea mare, are... Câți ani e? Scuză-mă, Andrei e cea mare, câți ani are? 21. Mulțumesc, 31. When I was... Așa, 31. E de genă, a? Da. E foarte bine, se păstrează. În fiecare zi îi dau copă sfințită și recit din Coran. Așa. Maria, de 23 de ani, Maria e plecată. Aici l-am cunoscut pe iubitul ei. Ok. Salut. Salut. Așa. Îl cheamă Vlad. Ți-e greu? Acum... Când îi cunoști, nu. Băi, mi-a spus o fază duc Adam, trebuie să te povestesc. Ci că mă întâlnesc cu el în țară, la un spectacol, discutăm și mi-a zis, băi, fii atent cum a făcut cu fiica mea. Ia zi, am auzit că s-a îndrăgostit. Foarte bine. Și zic, iubita mea, când îl invit și tu pe iubitul acasă? Sigur, îl invita. L-a invitat, numai că el și-a luat pușca și și-a pus-o pe masă. Și? Cum te simți? Deci asta e o chestie senzațională. Dar... Bine, n-aș face niciodată asta. Nu, ar fi de sub, te înțeleg. N-ar afla nimeni niciodată. N-ar... Deci asta nu m-aș lăuda la nimeni, că i-am pus pușca. Pur și simplu l-am făcut Juliene și l-am aruncat pe sifon. Julien, ești pe... interesant, ai tranșat ceva la viața ta. Da, normal. Și de mici tot timpul. Iar ca să termin lista, Mina are 10 ani, nu mă ascultă deloc, așa, și Toma care are 8 ani. Toma este născut pe 7 iunie, practic jumate din Maria, 14-7. 24 mai, 11 noiembrie, 1 noiembrie, Mina, și Maria 28 septembrie. 20 septembrie. Dar te chinui să ții minte sau... Nu, nu, nu. Faci pauze să nu greșești sau... Nu, nu, nu. De fiecare dată mă gândesc dacă am scăpat pe cineva. Nevastă mea, nu tare, știu, nu știu când s-a născut, dar când s-a născut am înțeles foarte clar că e pentru mine. Oricum, eu consider că până la vârsta asta ți-am făcut de toate. Cred că asta e cea mai importantă meserie posibilă. Și... No. E foarte adevărat și eu o să observ un lucru pe care deja l-ai testat. Nu există profesor mai bun în viața noastră decât copilul. Exact.
Și chiar mă gândeam astăzi, când mă uitam la programul meu, zic, nu, asta fără trebuie să stau cu copilul. De exemplu, când am început anul ăsta, mi s-a propus o chestie la televiziune și am zis, cât? Atâtea zile pe săptămână nu pot. Pentru că ar însemna să nu mai văd copiii. Așa am fost și în situația asta asemănătoare cu clanul. Cu clanul, exact. Pentru că am fost în negocieri cu ei și ăsta a fost un criteriu foarte important. Pentru că eu știu ce înseamnă un proiect când începi un proiect la nivelul ăla și n-ai zi, n-ai noapte acolo, știi? Și da, și ferma, să știi că m-a afectat că am plecat, că am stat departe de fată 20 de zile și toate chestiile alea. Adică simt în inima mea că a fost ceva rău, că am lipsit de acolo, știi? Atunci te gândești, da, că toată lumea, disperarea asta, alergarea asta disperată după bani, că trebuie... N-are, mă, frate, n-are nevoie decât de dragoste copilul și de atenție. Dragoste și atenție, da. Și... atunci restul, așa îi crește și copilului personalitatea. Un copil cu personalitate întotdeauna se va feri de lucruri rele, singur, fără să fii tu în spatele lui. Dacă are o personalitate puternică și dacă investești foarte mult în treaba asta, și eu la asta lucrez cel mai mult, să aibă încredere în ea. Și, na. Da, dar tu nu mi-ai dat niciun telefon în ultimii ani. Nici tu nu m-ai sunat. Adică undeva s-a rupt... Da, dar i-am sunat primul. Corect. De apreciat că ești mai mare. Mulțumesc. Da, normal, ăla mai mare îl sună pe ăla mai mic. Mai ales că am debutat cu tine. Ar trebui să ai grijă de imaginea mea și de tot ce fac în viață, nu? Dragii mei, dacă voi credeți că îl știți pe Augustin, nu îl știți. În primul rând, numele lui este... S-a scris în stele, în 4 stele, mai precis. Augustin Marin Petre Viziru. Da. Petre, ai mers mai departe cu Petre. Da. Pe Maria, cum o cheamă? Maria Petre Viziru. Maria Petre Viziru. Te-am zis, mă? Eu sunt Petre. Eu, la bază sunt Petre, nu sunt Viziru. Tata a fost Petre. Și cine a ales Viziru ca nume puternic de... Răzgâiata de mama, că era fata lui Gogu Viziru și n-a vrut să renunțe la numele de familie. Nu? Petre Viziru! Două numele de familie. Și vedeam pe tata, când mai venea, nu mai spunea domnul Viziru, mamă, se bloca ăla, așa rămânea. Așa rămânea. Sunt Petre! 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 Petrecerea. Cu bună dispoziție întotdeauna. Da, dar știi că maică-ta e ca nevastă mea. Tu știi cum o cheamă pe ea? Dumitrescu Brânciu. În viitor, dacă cineva... Ce mai faceți, domnul Dumitrescu? Cred că o iau la goană, la sănătoasă. Da. Da, și asta a fost și Marin a fost fratele geamănă a bunicului meu, că au fost doi frați gemeni, Gheorghe și Marin, care au fost campioni europeni la dublu. Iar bunic, fratele geamănă al bunicului meu a murit la 40 de ani, a făcut ciroză, le plăcea șprițul și viața. Și așa au ieșit campioni și au fost cei mai buni. Extraordinar. Și după care bunicul meu, Gogu, când a murit Marin, a schimbat complet stilul de viață. N-a mai pus gura pe alcool, n-a mai fumat niciodată, mânca numai carne albă. A schimbat complet stilul de viață. Adică l-a marcat foarte tare pierderea lui Marin. Și de-aia pe noi ne cheamă, pe Lucian îl cheamă Petre Viziru Lucian Gheorghe și pe mine mă cheamă Petre Viziru Augustin Marin. Ce chestie. Dar eu nu înțeleg. Acum, de exemplu, dacă... Dar tu știi să ții o rachetă în mână acum? Sunt cel, nu sunt chiar fraier. Totuși ai... Am jucat cu Japca așa cum am jucat. Eram când mă vedeau aia pe tablou la juniori și puneau mâinile în cap. Băteam la ai văzut la juniori? Da. Și campion național. Adică dacă îți dai ție telefon mâine, hai să jucăm un tenis? Nu pot, că am piciorul rupt. De-aia m-am și... Da, știu. Stângul. Pentru că tocmai de asta m-am apucat în ultima vreme să fac un vlog despre tenis. Nu care... cred așa ceva. A, da. Nu cred așa ceva că ai tu vlog despre tenis, mă. Acum urmează, ăsta este viitorul proiect. Pentru că îmi pare foarte rău că nu m-am ținut de sport și acum, la vârsta asta, am început din nou să joc, că m-a reactivat un prieten de-al meu și acum am început să înțeleg tenisul, de fapt. Și... Te ascult, că după aceea îți prezint și eu instrumentul. Obiectivul este, va fi foarte greu, dar asta îmi propun, vreau pregătire de sportiv de performanță. Stai. Tu sau tu faci? Eu voi face.
Eu mă voi pregăti cu un obiectiv destul de măreț. Care obiectiv, mă, băiatule? Să ajung să joc în calificări la un ITF sau la un challenger. Da, la mic, îți dai seama. Iată-mi aici. Na, nu cred așa ceva. Deci nu, în premieră, nu, nu cred, nu cred ce-mi spui. Da. Deci nu eram pregătit pentru asta. Deloc. Eu în seara asta, după ce terminăm, știu unde mă duc, după ce terminăm podcastul. Deci la joacă, normal. Ce joacă, mă? Dar la ce? Asta e joacă? E joacă. Asta e joacă? Da, 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 e joacă. Eu mă joc? Adică... E joacă, joacă, joacă. Eu mă joc, adică? Te joci cu adversarul întotdeauna. Asta e secretul la tenis. Că acolo e singur, nu e joc de echipă. Scuze-mă, ca să fiu mai practic. Când ți se face piciorul? Păi acum cu gelul Cosma de la Kinetic, care e prietenul meu și de știi că se ocupă de toți tenismenii și de, da, Halep și de toată lumea, mi se pregătește un program de nutriție cu tot ce trebuie, cu pregătire specifică de sportivi de performanță. Zi-mă piciorul, când ți-ți face piciorul? 2 săptămâni. Ok. Deci asta e racheta pe care mi-a dat Andrei Pavel. Cel mai bun revers din lume. A, eu l-am învățat. A, eu mă rog, așa. Nu, Andrei știe că glumesc. Ideea este că eu, duminica trecută, eu am stat cu el și din nou mi-a dat câteva indicații prețioase. Practic, ca în orice meserie, chestia asta se fură. Și tu trebuie să... Da. Uite, când o să mă vezi jucând, poți să fur de la mine, îți dau voie. Nu-mi place cum ții racheta, mână. În primul rând, racheta se ține de mâneri, niciodată nu o ții de mâneri. Da, mă, eu țin acum că... Nu contează. Trebuie să... Așa, instinctul tău ăsta este o... anexă la brațul tău. Ia arată-mă cum ții tu racheta. Ia, ia. Racheta o ții frumos în mână, așa ai pus-o așa. Priza lui Gustafsson, priză inversă. Asta este a lui. Asta am luat-o eu pentru că erau reclame cu Djokovic și m-am gândit că... Da, era grea. Era, dar și brandul lui e puternic. Brandul Andrei. Și Andrei mi-a spus așa, e o chestie interesantă. De fiecare dată eu făceam așa când dădeam reverul, pentru că nu-l dau cu două mâini. Făceam așa. Și mi-a zis, nu, întinde și pregătește așa și du-te așa frumos în sus. De fiecare dată, uit, eu am apucat acum 6 ani de tenis. Încă ești în descoperiri. Încă încep să-l înțelegi. No? Bă, ce să citesc printre cuvintele? Amator profesionist. Crezi? Deci tu te peste dai la două mine, săptămâni. Tu vrei să te dai la mine sau ce vrei tu? Da, 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 mă dau la tine pe față. Peste 2 săptămâni. Bă, băiatele, fii de aici. Aici se întâlcheie oricum podcastul. Peste 2 săptămâni așa. Ne vedem pe teren. Dacă ți iau un singur game, tu care aspiri la mari titluri, dacă ți iau un singur game... Așa. Mă vorbești cu mine. Nu pot, eu nu joc să te bat așa. Eu joc să râd de tine și atunci trebuie să câștigi un game, nu, două, da, că trebuie, nu, să te... Nu, ok, ok, ok. Îmi place. Modul, da, jucăm. Îmi place. Îmi place. Îți dau și un avantaj, că e corect să-ți dau un avantaj. Uite, eu joc și pe dublu. Eu știu și... Am jucat și dublu. Nu, tu joci pe simplu și tu ai voie să-mi dai mie și pe dublu. A, ce drăguț. Nu, nu. Da. Suntem simpli amândoi, bă, fără niciun pic de dublare. Deja m-am enervat. Uite. Băi, am zis că dau pe Silent. Dă-l pe Silent. Cine? Prietenul meu, Săgeată. Săgeată, nu insista astăzi că și-a trimis săgețile în altă parte. Așa. Perfect. Mai vrei să zici ceva? Nu, dăm telefonul. M-am enervat. Dă-mi telefonul că m-am enervat. Ia, mulțumesc, iubirea. Vrei să-mi arăți vreo lovitură de tenis sau? Nu. Când va fi cazul? Cine e aici? Acum, sincer, nu știu niciodată cine e, pentru că ori sunt eu, ori e frate, pentru că eu am foarte puține poze din copilăria mea, înțelegi? Eu am câteva poze și... De multe ori n-am știut niciodată care sunt eu sau fratele meu, dar cred că eu sunt ăsta. Da, mă, ești clar, se vedea de aici. Când eram mici, semănam foarte tare, da. Și aici e maică ta? Da, e mama mea. Da. Irina. Frumos. Erai un copil ascultător? Nu exista în vocabularul meu cuvântul ascultare. Asta îmi place. Aveam o bunică mea, soția lui Gogu Viziru, mm-hmm, care a avut un rol foarte important în tot ce însemn eu.
Era o mai mână de fier și la un moment dat aveam vreo 6-7 ani și a vorbit cu Gogu și s-au certat că ce trebuie lui ăsta să-l vezi tu pe ăsta engleză și franceză și mi-a pus meditatoare de engleză și franceză la 5-6 ani. O femeie de sânge albastru care vorbea 14 limbi străine, o lady, o doamnă. O guvernată de aia. Da, ceva extraordinar. Și pe mine m-a învățat femeia aia bunele maniere, cum să mă port în societate. Pe partea elaltă, mă lăsam sub birou cu... că doar vreau să o înjur și să nu mă vadă. Înțelegi? Că mă puneam să stau acolo și să învăț și până la urmă a reușit să ajungă la mine și m-a învățat engleză spunându-mi povești. Și a început să-mi placă și așa am început să învăț engleză. Și acum când făceam prostii, ea cu bunica mea, mă amenințau că mă duc și mă bagă în cazanul cu păcură. Voi aveți cazan de păcură acasă pe bune? Da. Păi așa se încălzea acasă pe vremea aia. Cineva a intrat vreodată în cazana cu păcură? Am fost eu aproape, m-au dus până să dai seama, la mișto m-au tras până acolo că, nu mai fac, promil, nu, gata, l-aruncăm acum. Mi era frică de cazanul ăla cu păcură. Și, da, până la urmă când vedeam când dau drumul, l-am de la capăt. Nu era nicio problemă. Deci practic tu ai avut ceea ce se numește o copilărie în ritmul tău cu dorință. Bine, au încercat cineva să te influențeze, dar n-a mers influența asta și ți-ai făcut de cap toată copilăria. Acum îți spun o întrebare la care o să zâmbești. Care a fost materia ta preferată la școală? Religie. Și muzica. Nu mă chema la oră niciodată. Religia și muzica. Religia și muzica, da. M-a întrebat mama, ce oră ai mâine? Muzică, religie, traforaj, ce mai aveam? Tu ai prins traforajul? Am prins și traforajul, da, am prins pe toate, îți dai seama. Dar nu, eu la școală n-aveam nicio legătură. Ții minte, Ghiozdanul mi-a stat în cancelarie 3 luni. Adică aveam un caiet la toate materiile. Și l-a confiscat cineva? Sau l-a nu, l-am uitat în clasă când plecat, am avut treabă și am uitat de el. Ai fost să studiezi, da, o carte, da? Da, așa. Bă, eu nu vreau să spun despre absențe, că și am absentat la școală, dar într-o vreme, ții minte că am devenit băiat cu minte de la o vreme prin clasa 7-a sau 8-a și ții minte că m-a scos dirigintele în față, dragi copii, Horia, astăzi, acest trimestru, nu a avut nicio absență și toată clasa. Yes. E mie, dacă îmi făcea așa, eu... Te bucurai. Da, bucuram. Nu, eu am simțit dintotdeauna, poate cine știe, multă lume o să zică că sunt nebun, dar eu întotdeauna am simțit că ceva e greșit acolo. La școală? Da. Eu de-aia nici nu mă duceam, efectiv. Ți-ar fi plăcut stilul de școală asta scandinav? Asta cu mai multă libertate, cu idei proprii care trebuie dezvoltate natural. Nu trebuie să-ți impun un lucru pe care... Matematică, hai matematică! Augustin, mamă, hai matematică! Dacă eu nu vreau să învăț matematică. Exact asta e, știi? Și așa, acum nu mai ai nevoie de școală, ai Google, intri pe telefon, dacă te interesează ceva, înveți orice. Înțelegi? Apropo de Google. Te așa. Alo! Emil! Lucrează la Google? Nu e la Google. Emil, dă-mi și mie o pizza. Pizza? Da. Cu ce vrei? Cu de toate. Da, e vizirul la mine, da. Emil e de la Capricioza din Băneasa. Da. Trimite-mă cu de toate, da. Cea mai bună pizza din oraș. Mersi frumos. Pa. Emil, prietenul nostru. Să știi că eu am stat chiar acolo pe Sisești, adică pe... Deci știi pe Emil? Cunosc Prăvălia, nu-l cunosc pe Emil. Am înțeles. Și cea mai bună pizza pentru mine e la Capriciosa. Apasă. Pe bune? Serios. Ce chestie? Proșuto funghi. Proșuto! Deja a venit. Băi, dar ce rapid, a bă. A progresat, bă, toată lumea, mă. Bă, dar ce rapid, bă. E proșuto... E proșuto. E bună. E bună. E bună, e bună. Băi... Ce faci, mă, e de poză? Nu poți să o mănânc sau? Ce, bă, da? Stai să-ți spun. Băi, aici e toate, se mănâncă, se trăiește. E exact ca în copilăria ta, fără matematică. Hai, mă, dă, băi. Asta ce e, mă? Băi, două pizza. Emil, mersi. Asta? E corectă? Corectă. Proșuto funghi. Da, mă, da, proșuto funghi, mă. Da, da, cum ai tu? Informațiile? Da, mă obtura în cameră, gata. Da, masa e prea mică, mâncarea e prea mare. Experiență, mă.
Deci fii atent aici. Așa. Auzi, și ce-ar merge cu pizza? Am ghicit, am găsit! Auzi, mă, că eu nu te întreb pentru că știu. A. Știu că ai fost pe la Țibulcă. Da. Salut, Țibulcă! Țibulcă... Te pup fratele, te pup fratele lui Țibulcă. Și știu că acolo e cu vin. Dar problema oamenilor, dacă eu vin la tine, de exemplu, și tu îmi dai un pahar cu apă și atât, e o problemă mică. Adică, băi, câte o stăm jumătate de oră, ok, stăm o oră, se îngroașă problema. Stăm două ore, se îngroașă problema. Atunci dăm, te rog, o pizza, prosciutto funghi. La mulți ani tuturor. Uite, pot să dau un exemplu? Mm. Dacă discuția și anturajul e bun, potrivit, da. În urmă, cu ceva timp, am cunoscut un prieten și prima seară când am stat de vorbă cu el, nici apă n-am avut. Dar am râs de neancapă noi. Da, da. Era atmosfera. Nu contează ce bei, ce mănânci. Contează da. E atmosfera dintre noi. E adevărat și atmosfera e bună. Dar bine, să-i mai dai și puțină serotonină creierului, că-i dai mănâncă ceva. Da, bun, da. Ceva. Nu știu ce serv zici tu acolo, dar da. Ce ton în zici tu acolo, e bună. Foarte bună. Da? Pizza asta, eu n-am mâncat pizza asta în copilărie. Eu n-am știut cuvântul pizza în primii ani ai copilăriei, vorbesc foarte serios. La Brașov nu se făcea pizza. Se făcea pâinea și după aceea făcea pâine cu untură. Asta e. Asta e adevărul. Eu nu vreau să te mint astăzi. Da, bine, și eu. Acum vreau să zic și eu prima mea legătură mai așa cu pizza, dar după aia zice lumea că fac figuri, așa că nu mai. Ai cunoscut o pizza senzațională? Era pizza Est-Vest pe Dorobanți, nu știu dacă știi. Era într-un geam la un parter de bloc. Și de acolo, acolo vrei tu pizza? Da. Cea mai bună pizza din oraș. Cum? După Revoluție, imediat. Era pizza Sorrento. Ai trecut prin mai multe filme? Da. A fost Lacrime de iubire? Da. În care ai fost Max? Da. 2005-2006, spun eu. Lacrimi de iubire film, în film a fost 2006. Iubire ca în filme? Da. Dacă ți-aduci aminte de un moment de acolo, o să-mi spui. Războiul sexelor, mai ți-mi minte asta? Da. Știu pe toate. Erai bebe acolo. Da. Poveste de cartier, cum a fost? Nu mi-aduc aminte de asta. Poveste de cartier a fost un film de lungmetraj și cu manele, cu, a fost ăsta, de a fost cam genul... Romina VTM? Exact, gen Romina VTM, uh-huh. Care a fost un mega succes și atunci a stat la cinema nu știu cât timp. Numai că Sârbu când... Domnul Sârbu, când permite-o cu Sârbu. Așa? La vizionare, că poveste reală. Domnul Sârbu avea tendința când făcea vizionări de genul ăsta să mai facă glume în timp ce se viziona așa. Proiectul. Asta cine e, mă, de care ați adus-o? Pa, glume, tot felul. E, la filmul ăsta n-a scos niciun sunet. N-a avut nici observație. Nimic. Iar toată lumea a intrat în panică, că toată lumea știa când Sârbu tace că nu e nasol. E ceva nasol. E ceva nasol. Și după ce a văzut filmul, regizorul respectiv s-a dus, n-a putut să mai suporte tensiunea aia, tăcerea aia, știi? Spune ceva, domnul... Domnul Sârbu, mai mult n-am avut ce să... În dorința lui de a vedea de ce tace. Da. A care Sârbu a spus, nu, eu sunt prost că ți-am dat filmul ăsta pe mână. Și ești. Și da, din punctul meu de vedere, e un film unde se... Da, a fost un film. Dar a avut un foarte mare succes, foarte mare. Adică țin minte că intra lumea în sală la film și se duceau, ieșeau afară, mai luau bilet și mai intrau încă o dată. Extraordinar! Că erau melodiile. Care... De muzică era vorba. Bravo! Mai ținte vreo melodie? A, și tu ai cântat în ăla? Buzele tale, două petale. Asta cântai tu în melodie? Nu eu! Cânta... Cine cânta? Rolul principal în filmul cine respectiv. Cine face? A fost o chestie, că trebuia să fie Laura Vass. Așa? Și cine a fost până la urmă, Laura Vass a devenit indisponibilă. Așa? Și cine a fost? Și o actriță, o puștoaică, care o dubla, adică când cânta era muzica Laurei Vass, dar a. O dubla puștoaică. Ca actriță? Ca actriță, da. Și da, cam asta a fost. Și atunci l-am cunoscut și pe... Bine, eu cunoșteam lumea de mult. Burțuc a venit cu... Am fost șocat atunci. Țin minte, era Copilul de Aur. Așa.
la film, a jucat și el în așa, film. Așa, așa. Și după mi-a zis că, bă, ăsta e minor, am și o treabă, mi-l aduci și mie acasă după ce terminați filmările, te rog eu frumos. Da, mă, nu-i problemă. Și l-am luat pe ăsta mic în mașină, avea 14 ani. Răspundea, da, iubita mea, nu pot să mă văd cu tine, te iubesc mult de tot, știu și mie mi-e dor de tine. Erau call waiting, era 62-30, țin minte și acum, vorbea pe 3 linii, mă, la 14 ani. Am intrat cu el în benzinărie, m-am șocat. Au venit oamenii de la pompe, de la alea, de la alea. O notorietate iștă din comun. Și atunci și succesul filmului s-a datorat foarte mult și lui și muzicilor. Care prinde. Dar asta nu s-a întâmplat în Regina. E, Regina, acolo s-a schimbat macazul. Adică de ce s-a schimbat? Acolo am înțeles eu actorie. Am început, l-am avut pe Dan Condurachi. Am avut pe Dan și vină cu Tărtane. Vine încoace. Bine, și, dar să știi că nu erau indicații regizorare sau să-mi spună. Pur și simplu era ca o chestie care mă așeza, știi? În timpul secvenței. Vedea că o iau brăila un pic, venea, băi, avea un... Pentru mine, Dan Condurac este cel mai bun actor cu care am lucrat vreodată. Și... pentru faptul că, nu ca și valoare, mă refer la faptul cum s-a raportat la mine. Da, la tine, sigur. La mine. Nu pot să contest valoare sau să fac eu comparații între actorii români. Dar pentru mine, Condurache a fost ceva... Și de acolo am înțeles eu... Bă, mie e cam frig, tu vezi că îmi tremură vocea. Ce frig. Căldură acum? N-ai și tu? Mie e cald deja. Iartă-mă, atunci trebuie să zicem la mulți ani. Iartă-mă, tu te-ai trezit adinaori. Hai, nu, uite că dau și hai, la mulți ani, uite peste microfoane, da? Da. Vrei să haina pe tine? Nu, mi-e ok. Gata, am revenit. Nu, era doar de a juca, pentru că lui Augustin niciodată nu e frig. Niciodată nu e frig. Nici cum să-i fie frig lui Augustin? Da. El și Chuck Norris, corect. A urmat Aniela în 2009. Aniela. A fost un personaj atât de drag mie, pentru că... Ion. Jucam ordonanța lui Gheorghe Dinică. Și am filmat numai cu Gheorghe Dinică, frate. Și stăteai lângă el în permanență acolo, ordonanță. Ordonanță, eu, catering, când avea el chef de glume, dacă nu se oprea filmarea de râs, se bloca stomacul când avea el chef de povești sau de chestii de genul ăsta. Spectaculos. Și el și domnul Marin Moraru. Și ce oameni. După ce a urmat Iubire și Onoare. Iubire și Onoare a fost primul meu personaj negativ adevărat. Pentru că eu în Regina, de exemplu, am jucat comedie. Lumea zice că bad boy, dar... Da, acum dacă a fost și antagonist așa principal, spune-mi, te rog frumos, care a fost numele tău, dacă ți-l aduci aminte? Aziz bin Hussein Elgir. Băi, dar cum l-ai ținut minte? O lună jumătate mi-a luat să-l țin minte. Ia mai zi o dată. Aziz bin Hussein Elgir. Știi ceva în arabă? Allahu Akbar. Atât. Da, foarte bine. Te descurci într-un deșert, te descurci. Da, nu, dar cred că am cârlig mare, pentru că s-a vândut serialul și prin Rusia și peste tot și toată lumea a spus că a fost un personaj foarte credibil. Tu îți dai seama că în rusește ai fost dublat? Augustin Vizirul nu poate fi dublat. Da. Da, iată niște replici de promo. No dublation. Da. În Pariu cu viața ai jucat un rol... Prenumele tău era Titi. Da. Era același prenume ca și la mine în 2006-2007, când am făcut Om Sarac Om Bogat. O grămadă de caramele. Nu. O grămadă de caramele în 2016. O grămadă de caramele. Deci acum mi-am luat banii. Incredibil. Nu pot să cred. Dar, uite, acum intră ceva pușa. Hai să intre banii. Așa. Acolo jucai rolul Doruleț. Da, Doruleț. În Umbre... În Umbre a fost mișto apariția mea în Umbre, să știi. Pentru că la Umbre am fost la cast, dar n-am luat castul respectiv. Pentru rolul lui Pavlu? Nu, eram pentru Sabinache, mi se pare. Sabinache îl chema? Sergiu Costache. Parcă. Mi se pare, da, Sabinache. Și n-am luat rolul respectiv, după care la un moment dat aveau nevoie de figurație specială, cum ar veni, pentru o scenă la o masă de poker. Și m-a sunat Felicia, tot mă recomandau și a zis, nu vrem, mă, telenoveliști. Noi suntem telenoveliști, că nu suntem, mă rog. La care Felicia zicea, nu pentru telenovele, pentru poker. Și a dat și seama după secvența de poker, pentru că după
După ce am lucrat prima oară și cu Bogdan și cu Kobilianski, mi-au crescut personajul de la sezon la sezon. După aia am devenit mâna dreaptă lui Toma, după aia Toma am rămas eu și da, mi-a crescut personajul pentru că da, le-a plăcut ce am făcut acolo și toată lumea a fost mulțumită, cu toate că a fost un rol episodic, dar... Dar acum, pentru cei care se duc la casting, ceea ce spui e foarte interesant. Deci, practic, dacă oamenii care fac un serial văd că tu dai totul pe platou și ești acolo, au din ce în ce mai mare încredere. Adică nu e, scenariul nu e făcut până în episodul 200 și așa rămâne. Exact. Lucrurile se schimbă pentru că... În funcție de... priza ta la public, așa se întâmplă la toate serialele, se scrie în timp real. Dacă, de exemplu, în două personaje, cum a fost primul proiect, dacă știi, Numai Iubirea, în Numai Iubirea, rolurile principale trebuia să fie Papadopoul și cu Corina Dănălină. Numai că în momentul când a apărut Dan Bordeanu și cu Adela Popescu, priza lor la public, după aia s-a schimbat tot scenariul și au devenit ei protagoniști. Dar se plecase pe linia protagoniști Papadopoul cu Interesant. Dănilă. Știi că am dat și eu un... că Iona Ghinghi am dat pentru Dădaca. Dar nici până astăzi nu s-a făcut Dădaca. Da? Nu s-a făcut pentru că, probabil că... Dar după aceea s-a făcut Om Sărac Om Bogat. Nu, n-a s-a făcut Dădaca. Și în 2018 ne-am văzut pentru câteva zile la Timișoara, unde am filmat Faci sau Taci. Iar tu ai luat-o prin... Tu știi că tu îmi trimiteai poze de pe niște locuri din munte care practic acum nu mai există? Acolo la... Bigger. Dar știi că nu mai există aia? Am fost eu pe acolo? Da. Nu e de geografie. Păi nu. Problema ta era... Am văzut o piatră înaltă. Erai tu cu Sally, da? Care printre femei. De ce să te uiți la asta? Cine, eu? Da. Eu? Da. Sally. Devin. Da. Am și eu un pat, vreau să țin și eu pasul cu el. Ca să creez conexiune, chimie cu el. Așa. Și am zis că hai de uzi. 9 kg am slăbit. 9 kg ai slăbit? Mă puneam în pat să dorm. Trezește tată, că avem gagici repede. Gata, unde mergi? Incredibil, da, mă rog. Dar să știi și tu, pentru că am filmul ăla, chimia pe care am avut-o cu Levent, cred că s-a și văzut în audiență. Da, da. Și chiar a fost un proiect bun. Da, a fost o chimie formidabilă. Ai mai simțit de genul ăsta, o chimie de genul ăsta cu cineva, partener masculin? Întotdeauna am avut chimie cu toți cu care am jucat. Pentru că eu am crescut pe lângă tata. Tata era un pedagog extraordinar. El gestiona o întreagă școală de fotbal. Da? Mm-hmm. El vedeam cum... El nu lua omul la kilogram. El... Ai contact. Da? Văd dacă îți creezi disconfort sau dacă te fac să te simți inconfortabil. Depinde de mine dacă vreau să te fac să te simți confortabil sau nu. Și atunci când înțelegeam că produsul nu e vorba despre mine, înțelegeam că este vorba de toată echipa. Și atunci întotdeauna, drept dovadă, dacă te duci pe la film, toată lumea care a lucrat cu mine, nu cred că poate să zică cineva, mamă, ce nesimțit e sau ce al dracu e Augustin. Încercam tot timpul să pun oamenii în zonă de confort, să se simte relaxat, ca să poată să... să facă la maxim tot. Și toți cu care am jucat tot timpul au fost relaxați, secvențele au fost bine. Cred că asta este o calitate pe care o am eu. Că dacă te uiți în 9 ani de zile, în peste 1200 de episoade filmate, nu știu dacă există un actor care să zică ceva de mine. Înțelegeam care e treaba și niciodată nu mă gândeam la mine, mă gândeam la produs, adică la secvență în sine. Mai trebuie să fiu eu bun și ăla să fie chiftea. Să fie secvența bună. Corect. Da. Pentru că în cadrul de doi e important să fie amândoi să dea un rever frumos amândoi. Iartă-mă că mă exprim în terminologie de tenis. Da. Forehandul meu drag. Păi nu, peste două săptămâni îți trec eu ție. Fii atent aici ce spun eu. Lasă, hai că te fac eu să te simți incomod. Ai ceas că te lovești la ceas. Lasă, fii atent aici ce spun eu. Lasă că discutăm noi. Tu nu mai râde. Treaba ta. Plângi. Pentru că în 2020 au urmat Legații. Legații, da. Cum a fost cu Smiley pe platou? Eu am făcut două filme în perioada aia cu Andrei. Și pentru mine, de exemplu, am avut o secvență foarte grea care a fost cu totul și cu totul altceva față de ce am obișnuit oameni în general. Eram un depresiv, un bețiv depresiv. Și am avut o secvență foarte grea cu el, unde crede-mă că mi le-a ridicat la fileu extraordinar. Și era acolo. Și genul de oameni ca Andrei, dacă mă întreb pe mine,
Nu prea avem. Este un băiat cu o determinare și o ambiție și o... Și dacă stai să te uiți de unde a plecat și unde a ajuns, nu poți decât dacă muncești ca un câine. Și dacă e serios. Și el acolo pe platouri a fost foarte serios. Acum că nu l-a pus pe el în valoare filmul... O experiență care te face mai bun pentru proiecte viitoare. Da, adică nu l-a pus în valoare că nu a fost buf cum tot ce face Smiley. Înțelegi, când scoate o piesă, e totuși trend, e tot timpul primul loc acolo. Filmul ăla nu a fost așa, pentru că s-a și lansat exact în ziua războiului. Înțelegi? Am zis și lui Iurea, dacă deschizi magazin de pălării, se naște lumea fără cap. Înțelegi, grata. Da, mă rog. Și, da. Pot să spun tuturor că ești un partener foarte bun de platou și mi-ar face plăcere să jucăm într-un film, eu personajul negativ și tu ăla pozitiv. Aș vrea. Să știi că sunt... Și filmul să-l sumească... Ia amenință, mă. Deja am făcut-o, nu ți-ai dat seama. Vezi ce subtil sunt. Așa, mâncați așa. Așa. Și, da, și să fie, de exemplu, nu știu, un meci de tenis filmat. Nu cred că vrei filmața aia pe casetă, cred. Cam acesta a fost podcastul. Am trecut de revistă și nu vreau să pierdem așa timpul și mă enervează chestia asta. Acum, fiind tată de 3 ani de zile, ești mult mai... Cum te-aș putea defini? Răspunzător, mai încrezător, mai... Știi mai bine ce vrei să faci? Am obiective. N-aveam obiective. Nu mă interesa părerea nimănui. Nu mă interesa nimic. Eram bine mersi, peste tot pe unde mergeam eram alfa. Toate camerele trebuia să pozez, să fac pampoane, să mă dau peste cap, să cumpăr mașini scumpe. În centru atenției tot timpul, știi? Și eu am avut o viață foarte ușoară. În sensul că ușoară dintr-un punct de vedere. Dintr-un punct de vedere mic, în comparație cu viața grea, din punctul celălalt de vedere. Pentru că de fiecare dată eu tot ce făceam venea în mod natural și firesc și relaxat. Pentru că tot timpul eram relaxat, nu aveam presiune pe mine. Dar pe de altă parte, de-a lungul anilor am creat foarte multe frustrări în jurul meu. Mai ales printre prieteni. De ce? Eu, uite, drept dovadă, pentru că eu și acum de curând am realizat că eu nu mai am prieteni. Am cunoștințe. Dar prietenii mei de-a lungul copilăriei mele, de care au fost sau perindat în viața mea, niciunul nu mai e în legătură cu mine. Iar asta mă face pe mine să gândesc și să realizez că eu am fost o javră. Pentru că eu recunosc, toată viața mi-am cumpărat prietenii cu bani. Nu cred. Ba da. Adică cum... Adică la modul eu aveam bani, haide bă, după mine, plăteam eu peste tot, dar eu făceam cele mai bune glume, eu nu știu ce, eu nu știu până cum. Într-un moment să știi că am fost la tine, de exemplu, când eram la Neața, de fiecare dată luam pe toată lumea, plătesc eu, plăteam nota, adică n-aveam obiective, exact asta s-a întâmplat, foarte bine zici, și făceam așa, pe generosul cu alții. Da, 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 și după aia știi că le mai dădeam și peste nas și nici nu puteau să mărie, că ei de ce stăteau lângă mine? Am înțeles. Le convenea și atunci mai puteam să-i și umilesc, să mai am zic o glumă proastă. Nu le conștientizam prea mult, dar le-am făcut, da, a venit nota. Bine, a venit de vreme, că puteam să mă prind pe la 70. Bravo. Înțelegi? Și nota e faptul că acum nu ai pe nimeni aproape? Nu. Sau anii ăștia care au trecut, n-ai avut pe nimeni aproape? Eu... Care să țină cu sufletul la tine, nu cu interes. Băi, eu cred că sunt un om extrem de sufletist, dar sunt atât de închis în sensul ăsta și țin pe toată lumea într-o oarecare măsură la distanță. Pentru că părerea mea este că tu vii singur pe lume și pleci singur pe lume. Asta e adevărat. În momentul când cauți ajutoare în stânga și în dreapta și în spate și în față, nu cred că e bine. Adică eu știu mult, au fost foarte multe dezamăgiri vis-a-vis de oameni, că n-au fost oameni aproape de mine, că mamă, de ce nu m-a ajutat ăla, de ce nu m-a învățat tata să fac. Am avut și eu la un... Nu. Cred că totul depinde de noi și nu avem de ce să ne lamentăm, nu avem de ce să ne agățăm de alți oameni, nu avem de ce să cerem ajutor în altă parte. Totul depinde de noi și tot ce facem în viața asta trebuie să facem noi pe cont propriu. Tu știi ce am făcut podcastul ăsta? Spune. Nu pentru bani. Pentru că nu... E un podcast care... Adică... E adevărat... un succes. Hmm? E un succes. Da, dar
eu am făcut ca să pot sta de vorbă cu tine. Dacă noi doi ne-am fi întâlnit la un restaurant sau la o filmare, noi am fi schimbat două vorbe și chiar dacă am fi ieșit după filmare la o bere, tot trei vorbe am fi schimbat și niciodată n-am fi ajuns la cuvintele astea. Sfatul meu, adică ceea ce știi, ca și când acum magazinez anumite lucruri, anumite învățăminte. Și nu e singurul care îmi spune. Și nu e singurul care îi spun lucrul ăsta. Băi, uite, de exemplu, chiar dacă o să iasă cu sânge, meciul ăla de tenis, de peste două săptămâni, o să fie amintirea noastră. Asta ne trebuie nouă. Adevărat ce spui? Ne naștem și murim solo. Solo. Stai să ridic două degete. Bagă. Mai vreau să zic ceva. Bagă. Dar, la final, când ajungem la final, dacă n-ai cu cine să te bucuri de toate reușitele tale și n-ai pe nimeni aproape, degeaba l-ai făcut, că noi suntem dependenți de oameni, înțelegi? Dar ceea ce trebuie să facem în viață este să ne descurcăm singuri. Să nu ne bazăm pe nimeni, să luăm viața în piept singuri și să ne descurcăm singuri. Dar să facem și lucruri bune, că dacă ne descurcăm singuri și suntem javre și jignim pe toată lumea și ne norocim pe toată lumea, la final nu ne bucurăm cu nimeni. Ne bucurăm singuri. În pandemie ai fost ajutat de prieteni sau te-ai descurcat singur? Ce, în pandemie pentru mine? N-a fost pandemie. N-a fost pandemie pentru tine? În ce sens? Păi niciun sens. N-am stat în casă, n-am făcut nimic. M-am dus în continuare la biliard, unde m-am antrenat. Bă, dar mă omor cu biliardul ăsta, mă. Da, păi vreau să ies campion. Băi, stai mă puțin, stai! Ho, ho! La ce naiba mai vrei să ieși campion? Ajunge! La tenis nu o să ieși că sunt eu! Aim! Păi nu, asta e, frate! Băi, ia mă, ia-i titlul ăsta, scoate puțin campionul ăsta din vocabular deocamdată, oprește-te! Vrei dacă să s-a creat precedent. Uite. Dacă s-a ajuns acolo, asta e adevărat. Se poate. Asta e adevărat. La ultimul campionat european de biliard, unde am fost 256 de jucători, cei mai buni din lume, m-am calificat pe tabloul principal, ceea ce rar se întâmplă. Iar în primii 32 am jucat cu Mario He, care tocmai a pierdut semifinala de campionat mondial și l-am bătut 11-10 în decisiv. 11-10 l-ai bătut? În decisiv. De emoțiile, crede-mă, că sunt mari. Înțelegi? Și pe următorul, după aia m-a văzut ăla la masă ca Cecklen, numărul 1 mondial. Detașat. 11-10 și pe ăla în decisiv. Am luat 500 de euro și cheltuisem 2000 pe acolo. Nu-s bani în biliard. Dar plăcerea mea că i-am bătut pe aia pe campionii mondiali, am dat cu ei de pereți. Și atunci dacă văd că merge. Pindeci. Merge. Care este visul tău? Să cunoști pe cine? Vis-a-vis de biliard. Snooker nu practici. N-am idoli. Niciun sport. Cu cine? Nu. Perfect. În actorie nu am. Cu cine ai vrea să te întâlnești? Cu cine ai vrea să faci o poză? Cu cine ai vrea să saluți? N-ai niciun fel de un Ron, o Sullivan, ăsta mai mare, nimic. Cu oameni vreau să mă întâlnesc. Mă, parcă... Ia, pregăte... Tu știi melodia Oameni? Asta trebuie să o cântăm, mă. Ia zi, Oameni! Oameni! Fiate, după 20... Fiate, mă pui să cânt acum? După 20... Nu mă faci de după 20... Nu, fiate aici... Și sunt bucuros că nu mai apar fiate aici, zici atât. Oameni... Pentru oameni pe care cunoști. Oameni, minunați. Atât. Atât. Oameni, minunați. Gata, mă, a început cariera muzicală. Augustin, Petre, Viziru. Intră pe traiectoria muzicală. Nu, mulțumesc. Am văzut, ți-am zis prima oară caseta și am zis, frate, dacă mă pui vreodată să cânte, spar cu bătăia. Metaforic vorbind, ai avut și concursuri de biliard în străinătate, medalii, trofee, nebunii de astea. Deci n-a fost o întâmplare 11-10. Așa. Și ai reprezentat România la World Cup of Pool. Deci, practic, ai face... Aici nu merge dublu. Ba da, pentru că la World Cup of Pool am jucat la dublu. Ai fost cu cine? Cum îl chema? Răzvan Antohi. El ce? E bun la... Nu era așa bun, era mai bun că el era prietenul meu și am jucat cu el și chiar am bătut Muntenegru. Adică chiar și așa cum am jucat, i-am bătut pe Muntenegru. Stai așa după aia să zici că nu mai beau. La mulți ani îți doresc. Aș vrea neapărat să... Dacă ești chiar atât de bun și vrei campion, să devii campion, trebuie să ai încredere în oameni, corect? Nu vreau să fim campion, vreau să câștig un titlu. Și după titlul ăla te retragi? Eu joc biliard de plăcere. Plăcere? Eu aș juca ca să joc pe bani, să încerc. Eu așa am învățat biliardul să joc. Eu nu m-am antrenat niciodată la un club. Eu jucam cu nopțile pe bani, seara de seară. Câștigam foarte. Care a fost cea mai mare sumă? Nu, niciodată nu vorbesc sume. Știi de ce?
Că uite, drept dovadă, lumea mă acuză că vorbesc eu de sume. Eu niciodată n-am declarat ce sume am pierdut sau ce sume am jucat sau ce sume am făcut. Pentru mine eu am pierdut bani mulți. Înțelegi? Și nu cred că sunt eu în măsură să mă apuc eu acum să arunc eu cu cifre și cu ce bani am pierdut eu când lumea se chinuie după zi pe altă. Eu nu știu, prima dată când am pus mâna pe un tac a fost cu foarte mulți ani în urmă, dar n-am simțit că pot deveni... Există o chimie și între tac? N-a fost dragoste la prima vedere. La mine, da. Ai simțit tu că, băi... Păi, povestea e foarte drăguță, dar mai ai povestit un alt podcast, dar dacă ai necesar... Pentru snooker și pentru biliard și pentru toate... Pentru bile sunt deschis. Pentru bile și mingi. Pentru bile și mingi. Cu tenisul vrei tu. Da. Tot e ce rotind mă distrează. La bunica mea unde antrena în Austria, acolo, la parterul hotelului, scria biliard, cafe, nu știu ce. Și mi-a zis bunica mea. Dar nu cumva să te prinde acolo, nu aveam. Aveam 9 ani. Direct acolo m-am dus. Și când am intrat înăuntru, aveam 9 ani, simte atmosfera perfect. Erau niște jaluzele, bătea soarele așa prin jaluzelele alea, că erau negre, că alea se vedeau ca să se facă întuneric, corect, să nu reflecte lumina în masă. Dar erau deschis, că era zi, era dimineață și nu avea nimeni dimineață. Niciodată. Decât dacă îi prinde de cu seară. Așa. Și acum când am intrat, am văzut cum pe postavul ăla, așa, știi, erau scămoșat un pic și cum bătea soarele și bilele alea colorate, știi? Și eram fascinat. Și un om bătrân, cred că avea 70 ceva de ani, și că-ți place, iar și m-a pus pe un scaunel și mi-a dat un tac în mână. Și mi-a zis că uite, trebuie să dai cu asta, la carambol m-a pus prima oară. Și că asta trebuie să lovească pe aia, altă, să facă mante și să lovească pe aia, altă. Și mi-a arătat cum și am dat din prima. Aici, că ești talentat. Și după aia, seară, zi de zi, mă duceam acolo și am început să joc. A aflat cineva din familie că te-ai dus acolo? Târziu. Târziu, după ce am ajuns în București și m-am dus la primul club de biliard și am nenorocit, am câștigat concursul. Tu vrei să spui că ai fost un fel de nativ în chestia asta. Tot timpul am fost nativ, dar am fost putore. Dă-mi și mie un microfon. Ăsta un microfon, ăsta negru, o lavalieră. Lavalieră? Da, îmi trebuie la valieră. Vrei să țin ăsta mai cumva, așa, te deranjează ceva? Nu cred că a fost bun sunetul. Fie de aici, e foarte important să-și înțelegi că... Ia că acum știi ce actorie tu e. Zi. Augustin. Spune-mi ceva. În viață, trebuie să înțelegi că unele lucruri, mulțumesc, unele lucruri sunt făcut special pentru tine. Mă duc să-i pun la valieră, da? Stai acolo. Nu mă mici, nu. Stai acolo, stai aici. E ok dacă eu pun aici sus, aici? Afară, așa? Înăuntru, așa, da? Vreți să nu avem un fără lanț. Nu, ești ok. Aveam un lanț la gând. Bun, și acum? Hipnoză? Nu. Dar va trebui să-mi dai mâna și să închizi ochii. Băi, ce, îmi place și să vii lângă mine. Hai, ușor. Așa, așa, perfect. Așa. Așa, vino. Nu deschid ochii. Nu deschid. Bine? Treaptă. Gata, treaptă. Așa, treaptă. Vals, facem vals. Așa, tată. Stai așa. Hai că stăm grupați. Uite-te la mine. Așa. Așa. Da. Perfect, nu? Încă puțin, perfect. În continuare închizi ochii. Așa. Tot în regulă. Sunt cu tine. E omenească surpriza, da, sau? Da, e super omenească. Atenție, ne întoarcem, ne oprim. Și deschidem ochii. Și hopa! Păi ce șansă e, mă, la jocul ăsta, mă? Deci, după cum știi, așa, aici este nou, cum îi zice? Bila nou. Uite, vezi? Te-ai documentat. Ai ce să fac, iartă-mă. Da. La Bila nou. Da. Și astea sunt tacurile. Așa. Astea sunt singurele tacuri pe care le ai. Așa. Astea, mai am un tac. Ai, normal, poftim. Am și un tac. Aveți și cretă? Nu ne trebuie cretă. Da, mă, parcă avem o cretă pe undeva. Stai așa. Dacă e, să știi că e importantă cât de cât, dacă vrei să dăm... Dar de ce e importantă creta? Creta face ca să nu alunece tacul de albă și să nu patineze, să agațe... Nu mi-ai adus tacurile de la IDM, nu se poate. Mi-ai adus trusa. Cum ai reușit tu să mii tu mie tacurile de la IDM, vreau să știu. Eu? Păi erau aici, te așteptau de o viață. Dar cum? Uite creta. Asta e creta ta. Asta e creta mea, da. Stai, să nu care cumva să dai. Cum se deschide aici? Vrei să te ajut?
Iartă-mă, nu știu, e tacul tău, e viața ta. Dar cum ai fi reușit tu? Îți dai seama, ai spus tu, sunt Horia Brenciu, dăm tacurile. Altfel nu ți le dădea niciodată. Te-ai dus până acolo? Eu să mă duc până acolo? Au venit singur aici. Incredibil, incredibil. Deci avem aici tac, tac personalizat. Tac personalizat. Avem aici, aici avem... Asta este un tac... Ce tac? De ultimă tehnologie. E ca și cum când s-a trecut de la racheta de lemn la carbon. Când s-a trecut prima... Deci cam așa e și la racheta de tenis, să te bat eu peste 200 de ori. Am înțeles. Ok. Da. Deci eu iau asta. Da, da? Ia la. Stai așa că e foarte important să strângi bilele bine la jocul ăsta. A, să strâng bilele, adică să strâng așa. Să fie lipite, să fie lipite. Să fie lipite. Stai așa un pic. Așa. Am înțeles. Adică ele trebuie să fie așa. A, și asta e... Așa. În momentul, lovitura de sparge e cea mai importantă lovitură din joc. Bine, pe masa asta nu contează, dar ca idee așa, ca să înțeleg. Pe masa asta am curățat-o eu, e curată. Da, da. Spargi tu? Vrei să spargi tu? Uite, pui alba aici frumos și dai în ele. Spargi. Nu, nu, că nu l-am... Stai, vezi, dau eu. Nu, dar asta e de... Am mers ăsta. Ah, da. O chestie importantă pe care n-am înțeles niciodată. Zim. E la mișto ăla oricum. De ce e important să dai cu tac? Cu cretă. Cu cretă, scuze. În momentul în când bilele se lovesc între ele, creta, fiind creta pe tac, nu mai freacă între ele și atunci nu mai patinează și prinde efect. Adică eu în momentul, de exemplu, dacă vreau să lovesc, pardon, scuze-mă. Dacă vreau să lovesc alba jos aici și nu am cretă, patinează. Că nu are priză, nu face priză creta între bilă și pastilă. A, uite că am... Înțelegi? Uite, uite fii atent, ți-arăt un exemplu acum. O șterg creta complet. Perfect, da. Da, deci da. Nu are. Și eu acum dacă îi dau cu aici în jos, uite. Ai văzut? N-am lovit bila. Am... Și acum dacă îi dau cu cretă. De cu cretă acum. Acum când îi dau, uite, nu se mai întâmplă ceva. Creta practic ajută să nu patineze. Bun, deci lovitura. Spargă și dacă, da, dintr-o, dacă dau eu și... Dacă ai băgat, nu ai câștigat. Dacă, ce, ai băgat, ce, dacă din spargere ai băgat-o pe asta, ai câștigat. Pe asta galbenă numărul... Da. Ok. De cu cretă, băie. Și dau cu cretă, da? De cu cretă. Asta Augustin Cheiri, profesorul da, astăzi. Dar puteai să... Nu vrei să dai cu tacul meu, ia să dai cu un tac de profesionist, te rog frumos. Să-l simți, să vezi cum e. Zim dacă stau bine. Stai bine. Ok. Acum... Am mișcat zidul mai de o dată. Se repetă. Bă, stau, muzică, stau emoții, mă, e prima dată că joc aici. Am mișcat zidul, trebuie să dai încet. Da, spune. Ușor, nu trebuie să te grăbești, încet. E bine cum stă, ții mâna? Foarte bine. Perfect. Nu, mă, nu sunt în stare. Băi, deci fii atent, uite, fii atent. Eu cred că ai nevoie de un partener mai bun. Cineva care să te înțeleagă, cineva care să te iubească, să te înțeleagă, înțelegi? Uh-huh. Adică, din punctul meu de vedere... Mi-ai adus un rival. Ți-am adus un rival, exact, da. Ți-am adus un rival. Așa. Și rivalul meu este... Sunt mâini de femei. Da, ai ghicit. Da, miroase și a parfum. A parfum. Deci cine poate să fie rivalul tău? La biliard? Da, e perfectă chestia asta. Lili, tu ești? Altă fată de la biliard, nu știu. Și n-a făcut neapărat biliard, dar cu siguranță poate să te... Asta e doiniță. Deci tu mi-ai luat tacurile de la ideea mea, nu? Sau cum ai complotat? Sau ce ai făcut? Nu, nu, el a luat dragostea de mine. Ma, ma, dragostea mea. Ei, acum ai un rival. Ce trebuie să fac? Tu trebuie să-ți fac gestea. Iată meciul secolului. Iar eu să vă filmez. Tu trebuie să spargi. Deci câștigătorul are de la mine o surpriză. Băi, cum a fost asta? Băi, termină. Dă-mi coa că ești rival acum, ține-te. Vorbești, glumești cu mine acum tu. Ia. Cum atacăm? Deci acum ce faci? Acum uite, încerc să bag bila asta galbenă și ideea este să ajung cu alba pe undeva pe aici ca să pot să bag pe aia albastră.
Și după aia, dacă e normal, trebuie să stau să mă gândesc că trebuie să o bag pe aia albastră să rămân și la asta roșie. Și după ce rămân la asta roșie, trebuie să mă gândesc cum rămân la asta mov. De ce și după mov la asta portocalie, după aia verde, după aia vișine, după aia neagră, după aia albastră. Astea sunt problemele lui Augustin. Da, ia să te vedem. Asta încercăm bași. Acum să vedem dacă se poate. Asta una? Una s-a dus și atât. Și atât? Ce să fac? Păi dacă și acum vine doinița. Acum vine doinița, da. Dă-ți doinița, uite, e fault. Au. Acum ții alba și o pui unde vrei tu. Aha. Și trebuie să o bagi pasta albastră. Adică pasta albastră. Doinița e simplu să bagi pasta albastră. Ei, adică nu chiar. Dă-i. Nu chiar. Cu grijă, fără să te grăbești, da? Gata, știu. Vezi să n-atingi bilea aia că ți-au fault. Da, nu cred că nu. Păi, te-ai pus strâm. Te-ai pus strâm. Te-ai pus. Așa? Invers. Așa? Păi nu, că vreau să o lovesc aici ca să intre. Da, aici te să lovești. Ah, ok. Ușor. Aici, să nu dai ușor tare. Un pic, așa, un pic. Iepse! Iepse! Deci aici profesor și... Aici a lovești, da? Tot așa, ușor. Bineînțeles. Bate doinița pe desfântă. Normal. Te-ai grăbit un pic. Da. Stai tu astăzi, bă, doinița, că o să joci. Nu. Stai așa, doinița. Stai că eu nu l-am mai văzut pe stat de mult să mă la el. Băi, ești slab, ești bronzat, tu ai fost în vreo vacanță. Ce-ai zis, ești balerin? Alerg, mă. Alerg. Ce să fac? Păi așa că uite-mi la norocoasa asta. Ia, nu cred că o să... Și acum stai să vedem, uite, să o băgăm și pe asta cu 3 mante, să vedem dacă intră. Cu 3 mante pe asta? 3 mante, asta. Asta mov, da? Asta, da. Ia să vedem. Stai așa ca să fim mai siguri, o băgăm, nu cred, cu 4 mante. 1, 2. Aproape. Dă-i, dragă, ai fault, i-ai pus. Unde dau, dragă? Unde vreau eu? Aici, așa, și dai și intră 6 răstea aici. Da. Intră 6? Da, păi, cu ce, dai două cu, de același... Nu, cu cel mai mic număr după masă poți să dai orice combinație și dacă bagi orice altă bilă, dar prima oară să lovești cel mai mic număr după masă, e lovitură corectă. Am înțeles. Da. Stai puțin, a început emoționată. Aici trebuie. Nu, că mă simt și prost. Am băgat-o pe aia, vezi, am atins cel mai mic număr prima oară, m-a avut și după aia am băgat-o aia. Acum... Așa... Băi, tati, ce acolo? Cine e domnul? Stai așa să o bat pe asta, că după aia se laudă că... Vreau să devine campion. După aia se laudă că îmi face nu știu ce. Vreau să devine campion și efectiv asta s-a și întâmplat în prima parte a lui. Ai stricat sau era aranjat? Dă-i duini. Nu, am greșit. Adică unde dau? Dă-i cu manta aici. Hai să dau în 7. Trebuie să dai în 7, da. Atenție, doinița se pregătește. Da, super, am dat. Ai strabism. Și... Da, un pic. Și a băgat alba, acum am faul. Am faul și pun alba unde vreau eu. Cum gata? Păi, e ca și când. Păi, e, da. O masă de biliard asta, nu-i masă de biliard, băi, tată, vreau asta. E așa. Ei, păi, de... da, aia nu m-am descurcat eu minunat. Exact. Că dacă era masa de biliard, gata. Și acum, unde băgăm asta? O băgăm cu manta? Tu poți să o bagi pe unde vrei tu acum? Poți să-ți alegi cam ce gaură vrei tu de pe masă. Uite, vreau... Când era mai tânăr, cred că putea. Bine, Doinița, bine! Uite, vreau să o bagi aici. Acolo? Acolo, da. Poți să bagi acolo? Da, dar stai să nu stric casa pe aici. Ia. N-a fost să fie pentru că eu o să devin campionul. Aplauze pentru câștigătorul nostru. Și acum masa e pusă, toată lumea la masă. Stai să-mi iau ochelarii că eu am venit așa ca o șmecheră. Nu, mă, care divă? Tu vezi divă aici? E. La bluză. Nu vreau. Trimite-l înapoi la IDM. Gata, unde stau? Tu stai pe la roșu. Ah, ok. Iată ce surpriză! Doamnelor, ce surpriză și domnilor! Plăcută! Iar mâncare! Stai, te să bucur, ajut mă, că mă vezi? Normal că mă bucur că te văd surprins, dar mă bucur că te văd. Hai, noroc. Te rog, dragostea mea, vreau să spun că pentru mine
prezența voastră aici. Poți să dau asta jos, nu? Te poți, da, poți să dai totul jos. E, nici chiar așa. Dă-mă mie ca să o rung. Copilașii? Mersi. Este o plăcere a mea să fiți împreună, pentru că nu v-ați văzut de cât timp? Nu știu. Ultima dată ne-am văzut când te-ai oprit în fața acasă, erai cu Ana și cu Mariuca în mașină. Da. Maria, nu mi-ai spune Mariuca. Da, eu zic Mariuca, că e mică. Maria. Maria. Erai cu Maria. Doinița era o fată foarte frumoasă în copilărie. Eram. Ea, de fiecare dată când venea undeva, lăsa lumea cu ochii și cu zâmbetul pe buze. Asta era Doinița în copilărie. Nu cred, unde ai poza aia? Măi, termină cu chestia asta. Ce băiat, mă, uite ce... Nu vezi că stai ca băieții picior păi, peste picior? Da, și am și cum. Așa, nu vezi că stai ca băieții? Da, da, pentru că eram asta nu mai e. Nu. Dar simpatică de mică e. Eram nu simpatică, superbă. Super, minunată. Extraordinară. Da. Chiar am fost un copil foarte frumos între 3 și 5 ani. După aia n-am mai fost. Băi, deci fii de ce nu? Există o vorbă franțuzească pe care o știți. Cine se tachină, se... Dar nu asta vreau să spun. Pentru că ești foarte interesat și ți-am păstrat asta, te rog frumos. Asta de unde? Ăla ești tu? Da. Am crezut că e fractic. Ai văzut? Băi, băi, dar cine sunteți? Ai văzut? Ai văzut? Deci, ne avem o relație specială. Ai văzut? Chiar vreau să, uite, chiar vreau să caut în viața mea cu cine mă tachinez atât de mult ca să mă iubesc atât de tare. Cu nevastă mea. Da, vreau să vă spun că Doinița a comandat un fel de... cafea. Da, mulțumesc. Cu mare drag. Vreau și apă, te rog. Și îți, îți mulțumesc foarte frumos. Mâncată, sper că da, 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 da. Ia o stă de aici cu no, yes, no, maybe. Nu, mi le pun aici, lângă mine. A, da? Cine știe, poate vei răspunde. Uite, acum că vreau să-ți fac și o mică paranteză. Uite, când ți-am povestit la început, ți-am spus de prieten, că nu mai am prieteni. Așa, așa, așa. Nu, ea nu intră în categoria asta. Păi nu, că oricum... Pentru că, uite, de exemplu, prietenia pe care o eu am cu Doinița este datorită ei. Stai, stai, stai. Cum datorită ei? Da, pentru că în momentul în care noi ne-am dus la fermă, noi pe la filmări pe acolo am avut noi, ne cunoșteam, vorbeam, era tot ok, dar la fermă, când am dat de greu amândoi, când ne era foame, când ne era somn, singur om care venea și mă întreba, ea plângea că vrea acasă. Da. Eu am vrut să plec după nici o săptămână, nu vreau să... Și ea, practic, acolo, bine, și de orgoliu, că vrea să-i bat pe aia, dar, efectiv, venea la mine și zicea, mai stau săptămâna asta sau plec? Că totul era... E ca și când ți-ar fi cerut părerea, nu, într-un fel? Eu aveam o strategie și strategia era în funcție de jucători, când să plece și îi spuneam, nu-i momentul să pleci, mai stai o săptămână. Bă, nu că nu spunea nu, adică, efectiv, era o normalitate. Te-ai gândit vreodată că acel cuvânt al tău însemna foarte mult dacă îi spuneai acum ea pleca? Sau cuvântul tău a ținut-o acolo? Eu ți-am spus că asta e diferența între ea și mine. Înțelegi? Băi, tu abia te descoperi. Tu fii atent la ce spun eu. Păi da, tu da. Abia anii ăștia te descoperi. Tu acum te-ai născut a doua oară. Da, cu Maria te-ai născut și tu. Așa e. Ăsta e adevărul cu tine. Așa e. Uite, așa eu m-am născut cu fiecare copil al meu. Așa. Numai că acum mă interesează. A plecat. Brazilia. Băi. Brazilia. Brazilia, mergem în Brazilia. Brazilia, clar. Da. Care e treaba? O glumă de tați. O glumă de tați care nu trebuie să lase fetele lor prea departe și de casă. Și poate fi glumă sau nu, depinde. Da. O să, când o să vezi podcastul, o să înțelegi la început. Fii atent aici. Deci voi ați avut împreună 3 colaborări. Da, cred. Nu mai știu. În Regina? Da. Păi am jucat în același proiect. Înțeleg, în același, în același proiect. Adică și eu am avut... Stai mă, că nu era... Dar nu prea filmam, eu cred că avem una sau două secvențe filmate în Grecia. Asta una, a doua a fost o grămadă de caramele. Da. Așa? Și, bineînțeles, ultima pe care ai menționat Adinauri la capitolul televiziune e ferma. Na, mai și avut și îngeri în care a eram... A fost nevastă-mi. Da. Mi-a și născut. Nu, el era bărbată-miu. Da, exact. Ai votărăți-vă. Cine era bărbatul cu ei și cine era bărbatul? Eu eram nevastă sa. Așa. Bă, au fost momente foarte frumoase și eu cred că voi trebuie să luați cei mai buni. Noi de la masa asta, deci ca să înțelegi, noi de la masa asta, eu nu vreau ca nicio întâlnire de genul ăsta să nu se concretizeze cu ceva. Peste 2 săptămâni ne vedem la... Unde ne vedem? Suferă de tenis. Mă, băiatule,
Vrei să vezi fața mea Darth Vader din mine? Calmează-te. Mulțumesc. Iar cu Doinița, fii atent aici, poate nu știi. Unde ne vedem? Dar Doinița, nu știu ce faci tu în timpul liber, de fapt știi, că vorba e băga bila aia senzațional, dar în timpul liber, Doinița, copilul acesta de lângă noi, știi ce face? Și-a deschis o școală de actorie. Păi nu mă pune pe mine să-i pun toate posterile pe alea. Hai că nu, două. Stai, că vreau să vorbesc și de chestia asta. Stai, că mă seacă. Înainte de a intra și de a deveni tu, știi ce se vorbea aici? Băi, știi ce e pe pagina de YouTube al lui Viziru, Augustin? Băi, numai secvențe din filme. Te uiți numai la filme acolo. Și acum, de ce zici de el vis-a-vis de postări? A, nu, am zis că doar de două ori am apelat la serviciile lui de prieten. Puteam să apelez de mai multe ori, că îmi dădea mâna, dar n-am făcut-o. Cu Oana și postezi ce vrei tu pe Instagram-ul meu, știi că pe mine nu mă interesează. Nu, pe tine te interesează Instagram-ul? Păi și atunci de YouTube-ul de ce te interesează? În primul rând nu e vorba că mă interesează. Secvențele, în primul rând, pe care le-am pus eu pe YouTube cu mine, așa? Eu le-am pus ca să fie amintirile mele. N-au fost niciodată gândite într-un anumit fel. Pur și simplu că ele au crescut organic. Eu n-am făcut promovare, n-am spus nicăieri, stânga, dreapta, urmăriți-mă, n-am dat... Iar dacă tu postezi pe Instagram, e ca și când îți faci un fel de promovare? Nu, dar pe mine... Băi, știi care e chestia? Cred, de-a lungul anilor, eu, nu știu, așa am simțit eu întotdeauna. Niciodată n-am vrut să vând nimic. Și dacă mă întreb pe mine, platformele astea pentru asta sunt construite, să vinzi chestii și... Știu că tu... Eu vorbesc eu, bărbat, nu tu, Doinița. Păi, și persoanele de față se exclud. Și eu niciodată n-am... Doinița îmi știe stilul. Eu n-am vrut să fac reclame. Nu am vrut să... Exact, că nu te-am văzut în reclame. Nu, eu nu fac niciodată. Nea, poți să mai zic eu ceva? Da, bine acum începe să mă certe și să... Nu te ceartă. Și... Nu. Chiar vreau să-mi spui, unde pentru spune? Că și academia asta... Are o Hai, noroc. Bei. Hai, bei. Da, la mulți ani. La mulți ani. Se potrivește cu... Cântăm? Dansăm? Tu cântăm, e doar începutul, dragă, începutul unei mari prietenii. Am vrut neapărat să-ți dau un roșu ca să-l simți și mulțumesc. Tu pe roșu. Și vreau să spun că e bucuria mea să spun că astăzi am toți trei ne vedem aici împreună. La mulți ani, la mulți ani copii. La mulți ani, Doinița dragă, pentru că Doinița, pe 15 februarie, o să facă o vârstă frumoasă, 20 de ani. Știi, da? Nu. Nu știe? Tu ai văzut cum a trântit paharul? Nu știe? A, mă, știe, trebuie să știe. Nu știe niciodată. Niciodată nu știe. Stai aici, că am venit odată și te-am făcut și surpriză, am venit și la ușă odată. A, mă, știe, mă, uite, ți-ai văzut surpriză? Nu știu nici când e ziua lui mama. Eu am o chestie de asta, cu datele nu sunt... Dar știi când faci o sumă rotundă? Sumă de bani rotundă. Nu mai știu nici de bani. Lasă, nu-i nimic, Acum învățăm. Ai vorba aia, 3 ani de zile. Eu știu cât are, 3 ani de zile. Pe 14 iunie face 3 ani de zile. Pe 15 februarie copilul face... 4 ani. 4 ani fix. Cu ocazia asta, tu te gândeai de un an de zile la școala ta de actorie. Am făcut 2 ani. Așa? Zilele astea, cred. 2 ani de când o am. Predau de vreo 13 ani actorie. Unde predai 13 ani? Da. Tu ai predat vreodată actorie, mă? Am făcut tot felul de opționale cu copii, deci am luat-o step by step, adică de foarte jos, cu copiii de 3 ani jumătate, după aia cu cei mai mari. Deci am făcut opționale prin grădinițe, prin școli private, prin școli de stat la un moment dat. După care m-am mutat cu predatul în cadrul unor academii, care m-au vrut, așa, pe perioade determinate sau nedeterminate. Ultimele două colaborări nu m-au satisfăcut pe mine personal, pentru că nu puteam să-mi fac cursul așa cum mi l-aș fi dorit eu, cum l-aș fi gândit eu, nu puteam să am o finalitate. Și am avut niște prieteni, cărora le mulțumesc, pentru că ei au fost tartorii cumva, dar cred că s-a pupat și cu momentul potrivit, care m-au împins de la spate și mi-au zis hai, dar încearcă. Și lucrul ăsta s-a întâmplat, uite că asta e foarte interesant, foarte multă lume mi-a zis, dar tu de ce nu faci asta sub numele tău? Și am zis, nu-i momentul.
Și cred că momentul a venit acum 2 ani, când eu am fost să predau fix pe platourile de la Buftea. Da? Deci acolo am ajuns. Și a fost un moment în care eu mi-am dat seama că uite câți ani au trecut, când am intrat eu pe poarta studiourilor de la Buftea și am intrat ca și novice. Copil, de asta, de pe, cum zic eu, civil, de pe stradă, da, care nu știam nimic legat de meseria asta și cum mă întorc astăzi după câți ani erau? 13 ani și am ajuns aici să predau eu, mama, deci mi se zvârlește fierea când îți povestesc. Aia a fost o zi impresionantă pentru mine și cred că aia atunci m-a făcut să zic ok, de aici încolo pot. E clar. Dar tu predai doar copiilor? Nu. Țin cursuri copiilor între 6 și tinerilor până la 17 ani și acum mi-am deschis și niște ateliere de jocuri pentru adulți. Nu țin cursul încă structurat ca și curs în sine, pentru că mă gândesc că adulții n-au acea răbdare să vină, știi, în fiecare săptămână, X ore, în aceea zi, de la aceeași oră. Na, la noi e mai complicat. Și eu care mă gândeam că îți plac copiii și de asta ai deschis un special pentru copii. Păi îmi plac copiii, îmi plac copiii foarte mult. Poate să zic, Augustin, că Maria s-a jucat cu mine de prima dată de când m-a văzut și nu e așa... Ce, a fost vreo glumă și m-am... Nu, zâmbeam ca doi tați care se bucură. E foarte important să joci copilul. De exemplu, Mina mea când era mică, când venea cineva, da, urgent se ascundea în spatele meu. Și acum, mai mulți copii, bine, nu prea se mai ascund în spatele meu, dar tot când vine cineva așa mai proeminent, imediat se ascund și sunt tăcuți la început. După aceea își dau drum evident. Da. Există niște... Există, cum să spun, un test pe care îl dai copiilor, domne, pentru actorie sau există un... Există niște jocuri pe care le faci cu el? Fac foarte multe jocuri cu ei. Singura chestie este că după 2-3 săptămâni le spun părinților dacă mi se pare că ei nu pot fi atenți. Am 99% dintre copii care îmi stau la această ședință, că ține 2 ore, fără să se plictisească. Dacă îl simt pe unul că se plictisește, înseamnă că nu e pregătit pentru curs. Deci, practic, amândoi... Sau trebuie să-l pregătești tu. E datoria ta. Dacă unul se plictisește, nu se plictisească. Păi nu. Sau nu e atras de actorie. 99% dintre copiii care sunt la mine la curs nu fac asta. Dar dacă sunt prea mici, ca și nivel de dezvoltare emoțională, copilul ăla nu are răbdare, înțelegi? El are și el un bagaj emoțional, indiferent de vârsta pe care o are. Și atunci alea sunt lucruri pe care trebuie să le rezolve acasă, înainte. Vrei să ne certăm aici? Vrei să încep să-ți vorbesc despre... Ăla e cel mai talentat. Ăla care nu e... Ăla căpățănatul? Dar care nu vorbesc de... Nu, n-ai... Nu da, da, vezi tu că din băgate... M-am băgat în necunoștință de cauză. Dar tu de ce nu vrei să-ți deschizi o... N-ai avea răbdare să... Să faci ca așa ceva? Păi, ai să râzi, dar eu am multe gânduri. Multe gânduri, pentru că eu toată copilăria mea, eu am crescut pe lângă tata. Tata, ți-am spus, a gestionat o întreagă școală de fotbal. Da? Începând de la... Aveam 10 grupe de copii și nu știu câți antrenori și așa mai departe. Și asta s-a văzut și în Buftea cât am lucrat, că știu să lucrez cu oamenii. Mm-hmm. Și chiar am și ochi de talent. Chiar văd, adică când văd unul talentat, chiar se adeverește că e talentat într-o oarecare măsură. Și mă tot gândeam, sincer, că mă și dezamăgește un pic televiziunea asta și mă gândeam să mă duc către sport, știi? Tot așa, să-mi deschid școală de fotbal și de tenis. Ce frumos! Păi da, dar... Dar m-am și enervat în același timp, pentru că consider că ce am făcut și oamenii pentru care am muncit atâția ani și care mă apreciază în ziua de astăzi, de ce să nu fac o chestie de genul ăsta și cu actoria? Ți-a trecut ție prin cap după toate nebunile pe care... N-am sunat-o pe asta și cum că i-am zis că aveam un plan mai amplu, dar eu n-am știut câtă muncă a pus ea în spatele. Eu am zis, haide băi, să facem o combinație, să fac, eu vreau să fac cu de toate. Adică cum cu de toate? Adică ea cu școala ei, eu nu știam ce amploare are școala ei, că eu sunt autist, eu nu ți-am spus, eu nu știu... Nu te informezi de pe internet cu alte cuvinte. Chiar nu mă uit, nu știu nimic și din ce se întâmplă. Și nu sunăm prietenii să-și întrebi, să-i întrebi, ce mai stam faci, mă, ia zi și tu. Asta am reproșat și eu după ce mi-a zis și am rezolvat și să-l sunăm. Adică asta înseamnă, apropo de, că zice... Nu, ideea următoare. Sinceritate. Eu dacă țin la cineva,
nu-l aștept să sune, cu toate, chiar dacă e rândul lui. Nu există mai rând. Da. Exact, nu există rândul lui. Există bun Augustin. Uite, hai să jucăm tenis. Stai cu minte cu tenis. Nu, stau cu minte, da. Eu o să stau cu minte când o să vezi tu, exact. Numai că, asta trebuie să vă citez. Există un citat pe care Doinița îl are. Nu, eu nu vreau să reiterez încă o dată subiectul Doinița Augustin cu filmări, cu presupusul lor relație. Nu mă interesează asta. Dar citatul ăsta, ăsta trebuie să râzi după ce îl citesc. Fii atent ce zice. Probabil că reporterul a întrebat-o, Doinița, dar spune-ne, ce-i cu Augustin? La care Doinița, acum câțiva ani, zice așa. Mișcă, e Denis Rifai? Da. Urmează întrebarea roșie. Este genul de bărbat rău, care are o privire care te atrage. Însă uneori îți vine să-i dai un pumn în gură. Final. Însă e pâinea lui Dumnezeu. Asta am zis eu. Exact asta, scumpii de rădare. Băi, deci fii de aici. Da. Deci asta e și relația dintre noi doi. Da. Eu cred că peste câtva timp, la 70 de ani sau 75, pe acolo, o să fiți la fel. Da. Eu ți-am spus, am fost și sunt în continuare unul dintre cele mai egoiste persoane posibile. Și Doinița de-aia e revoltată, pentru că ea mă judecă după cum gândește ea. E adevărat. E mai sensibilă, e fată, nu știu ce. Astea sunt problemele pe care mi le reproșează ea, că nu mă interesează niciodată de nimeni și de nimic și că sunt... Dar uite că acum se schimbă prioritățile, adică ajung la cuvintele ei și încep să-i dau dreptate și... Doinița mamă... Ai zis bine, Doinița mamă... Doinița mamă... Mamă... Eu cred că se fac niște schimbări foarte importante în viața noastră. Și fii atent. Fii atent aici. Până acum, Augustin a fost cum a fost. Dar de acum... Așa bomboană de băiat și așa suflet. Și crește cu an. Mi-e frică de drag. Mi-e frică după aceea. Băi, reversul medaliei. E altă poză. 10 mesaj de la Augustin. M-am săturat de chestia asta. Ăsta e reversul. Băi, dacă mai îmi dăm mesaj... Aoleu, eram întrebat un emoticon. Nu e genul. Eu așa am și câțiva prieteni apropiați mie. Eu nu consider că prietenia înseamnă... Că aici e problema cu mătra. Eu în prietenie nu consider că trebuie să sun prietenul. Eu, de exemplu, uite, am un prieten, nu sunt câte 3-4 luni de zile. Eu sunt pe ăla când am nevoie de el. Da, doar atunci sună. Da. Trinc! Și când am nevoie de ea, o sun, dacă e prietena mea. Și viceversa, dacă ea vreodată are nevoie de mine... Deci dacă eu te mai sun și nu te invit la podcast, da, și nu te invit la tenis, da, și zic, Augustin, vreau neapărat să ne vedem în parc cu copiii, tu o să zici ce naiba vrea asta de la mine? Păi da. Ce treaba am eu cu tine? Păi da, ce dragă. Copiii tăi sunt mari, fata mea e mică, n-avem de ce să mergem în parc unul cu celălalt. Băi, fii atent aici. Fii-mea 8 ani, fii-tea 3 ani. Eu zic să-i lăsăm să dezvolte. Îl educ frumos. Când te așezi la o masă, trage scaunul. Să știi că eu și când ies cu fii-mea, când îmi pare toată lumea, părinții au tendința, hai mamă, vorbește cu el, uite, pe ea o cheamă Izabela. Lasă-i bă să vorbească, să se bată între ei. Nu, lasă-i să vorbească, dar să o să fie naturală. Și atunci o să-mi spui că nu știu ce. Bun, fii atent aici. Poate nu știi și trebuie să-ți mai spun, Doinița, fără îndoială, 13 ani, buftea, școală de actorie, dar ea are și o înclinație în ultima vreme. Spre? Că mă și speri. A, când? Tu te dai aici. Deci fii atent aici. A, ești pregătit? Nu, e foarte simplă. Dar cântă și el. Nu. Ba da. Păi am cântat, m-a pus mai devreme. Nu, asta e la început. O să cânte melodia lui. Are o melodie pentru el. Okay. În urmă cu foarte mulți ani, te-ai fost vreodată la Tokyo? Copilul a fost la Tokyo. Da. A, mă, nu cred că știi că ai fost la Tokyo. Băi! Uitați-vă ce haldă, prieten. Ia întrebați-l ce știi. Aveai 4 ani, 5 ani. Nu. Înainte să joc în serial. Înainte să joace în serial, a fost la Tokyo. Cu cine a fost la Tokyo? O săptămână. O săptămână. Ca să nu tragi. Și ce crezi că a făcut la Tokyo? Așa. A? Cu cine te-ai dus la Tokyo?
A cântat. Ai cântat la Tokyo. Am mai spre mult dansat. Dar? Mai rău. Cu cine? Nu e adevărat. În ce combinație? Ai avut parteneri de dans? În cadrul unui spectacol. În cadrul unui spectacol? Cu Mahalarai Banda și Rona Harder. Rona Harder. Aha. Și mai mult decât atât, tu atunci nici nu te cunoștea lumea, aha, ea, după ce a ieșit de acolo, dădeam autografe. A dat autografe. Țeapă. Țeapă. Lasă mâinile jos, că eu am cântat înainte. Ia mâna. Da, da, mi-amintesc. Mi-a zis. Uite, vezi că eu nu uit. Dă-mi o bâtă. Ai o bâtă cu care să bat. Dacă ți-a zis, știi cum, tu nu zici nimica. Tu știi cum se numea trupa? Nu, dar era el și cu încă un băiat. Cum se numea trupa? Nu mai știu. E Călduț. Ai zis nu. Călduț. Da? Da. Merge bine. Îți spun eu. E, și acum... Hai, mama mea. Ea a auzit piesa asta pentru prima dată. I-am tradus-o fonetic ca să n-ai probleme. Aha. Și piesa sună așa. Ia să vedem. A, e grea rău de tot. Deși îmi dă mie așa. Cântă. Mai mă, că te ajut. Jelem, jelem, lungo ne dromesa. Maladiem șucare romensa. Jelem, jelem, lungo ne dromesa. Maladiem basta le romensa. Oh, șavrale. Și mai tare. Oh, romale. Sper. Oh, șavrale. Deci asta, cam asta e melodia. E prea grea. E grea, e dureroasă. Asta e cu emoții, asta e cu... Și dacă e o melodie bună. Vaieți cu... Dar asta este... Tu te-am văzut zilele trecute în mașină cântând. Da, dar eu cânt tot timpul în baie și mașină, e ok. Ce cântai în mașină? Ei, ce mai știu? Dă mamă cu biciumine. Tu știi melodia Dă mamă cu biciumine? Auzăm și cum e Dă mamă cu biciumine? Eu vreau să mănânc. Iartă-mă. Mie-mi e foame. Ia ăsta aproape de tine. Stai că ți-l împing eu. Da, nu, dacă mă descurc. A, da? Nu vrei jumătate din asta? Nu, mulțumesc frumos. De ce Augustin Viziru? Că nu te murdărești. Nu, eu o să mănânc și eu să văd cum e. Trebuie să guști așa ceva. Când ai fost ultima la o cină romantică? Sau nu te pasionează așa ceva? Nu-l văd pe Viziru cu cine romantice. Pe bune? De ce? Poate vreau să mint, să zic. Da, mă gândeam acum să zic, să zic și eu ceva, să par și eu om. Păi sunt, dar dacă tu îmi tai aripile și nu mai pot să zic... Deci de fiecare dată, eu cât timp am filmat cu el, au fost trei zile a fost? Deci noi ne-am distrat formidabil și nu am văzut nici urmă din ceea ce spune el că este. Probabil că platoul de filmare sau prietenia asta în timpul filmului, el o tratează generos. Uh-huh. Probabil că se termină filmul, gata. S-a terminat și distracția? Nu cred. Distracția de abia atunci începe. Eu cred că la film, tot timpul și la filmări, am avut o conduită, am fost disciplinat. Ai fost perfect. Ai fost perfect. În momentul când se termina col și tu și zicea, liber! Libertat! Da, exact asta s-a întâmplat, numai că s-a întâmplat și altceva. Ce s-a mai întâmplat? Ce ai mai găsit? La ce ați filmat împreună? Că nu știu. La Faci sau Taci, filmul lui Iura. Iar atunci s-a întâmplat ceva de genul ăsta. Am terminat filmarea, toată lumea s-a băgat în mașină și al meu a zis, a, păi hai cu mine mașină Horia. M-am pus pe bancheta din spate și a început distracția. Vă rog, fără violență. Băi, fii atent aici. Lasă-l, mă, băi, nu mă urcai când vor lupi, băi.
Și din lup ne face tigri. Tigri, să moară familia mea. Nu-i sângele meu? Păi ce fac eu fără tine că te mănânc? Moare, mamă, îl bag puțin că mă față plâng. Urmăriți filmul Vizirul și Levente. Două cadre iremediabile a povestit pentru voi reporterul vostru special Valentin. Cum a intrat în mașină, au început să facă un film. Da, am înțeles, eu eram operatorul. Am înțeles, dar bun filmul, vezi că bun. Hei, cicatrice în matematică 200. Bine, Levent a fost un pic mai agresiv aici. Și Levent, ai să râzi, dar Levent și eu consider că este... Așa zic și eu, e foarte bun. E talentat, vrei foarte să zici, Sally? Talentat? Puțin spus. Și o să vezi. În scurt timp o să facă Levent niște personaje de care o să știm toți. Da? Până atunci, până când face... Să stea Sally... sănătos până atunci. Ce? Ce, mă, ce? Să stea sănătos până atunci, da, să meargă la sală. Să... Până una alta, până să discutăm despre personajele vieții voastre, eu am un mesaj pentru voi. Este practic cel mai lung mesaj care mi-a fost dat mie. Pentru un podcast. De fapt, e cel mai lung mesaj care a fost dat vreodată pentru un podcast din toată lumea asta, dar a meritat și sper să merite așteptarea. În același timp, premiera este dublă, pentru că acest om care v-a trimis acest mesaj, Amdurora, este un om care n-a trimis niciodată mesaje. Cine e? Carmen. Carmen trimite mesaje simple. Carmen te pune la punct dintr-o... Nu, Carmen. Ci... Atenție! Cine ar putea? Perfect! Vă salut! Pentru ca să înțelegeți cât de dragi îmi sunteți toți trei, cred că e prima dată când o să reușesc să vorbesc singur în fața unui aparat, adică în fața unui telefon. N-am reușit niciodată performanța asta, mi s-a cerut de un milion de ori să fac tot felul de teasing-uri, chestii, trebuie. Nu reușesc, nu știu, e ceva, nu... Așa, dacă mi se pun întrebări, am pe cineva în față, povestesc tot ce știu, tot ce am, dar așa să stau singur să povestesc, nu mi-a reușit. Dar de data asta chiar vreau pentru că ai niște invitați absolut speciali, special pentru mine, dar cred că pentru multă lume. Tu, Horia, ești o persoană dragă mie și am avut niște colaborări fantastice, așa că fac această chestie. Dincolo de faptul că Augustin și Doinița sunt unii dintre preferații mei actori. Am lucrat foarte frumos împreună în foarte multe proiecte și întotdeauna am știut că mă pot duce cu ei până în pânzele albe. Cu Doinița amuzant am un singur lucru pe care mi l-am amintit destul de vag, dar vezi tu, mie la vremea respectivă nu mi se părea amuzant. Obișnuiam din când în când să mai botez actorii noi. Chestia asta o făceam nu neapărat ca să se distreze echipa pe seama lor sau să mă distrez eu pe seama lor. În ce consta acest botez? Practic îi puneam într-o situație absolut penibilă să văd dacă o tratează cu seriozitate sau nu. Ca să-ți dau un exemplu clar. Ceva. Lucian, pe fratele lui Augustin, avea o secvență romantică și era lună plină. Era o secvență de noapte, așa, era lună plină pe cer și l-am pus la un moment dat, așa ca într-un tablou indian, ca într-un film indian aproape, să stea cu palma întinsă, ca și cum ar ține luna în mână și să-i ofere luna de pe cer Maiei, partenerei lui, fata de care era îndrăgostit. Și evident că a făcut-o, nu prea era convins de chestia asta, dar până la urmă a făcut-o. Așa i-am cerut și Doiniței, mi-aduc aminte, la începuturi, era foarte serioasă, foarte concentrată, era un proiect interesant, inimă de țigan, toată lumea știe. Și am venit către Doinița și i-am spus că are de mers în, adică să alerge printr-un dormitor, după care să sară într-un balcon și din balconul respectiv să sară de la balcon pe un pat și de pe pat să se rostogolească. Nu știu dacă își mai aduce aminte ea chestia asta, că momentul a fost foarte scurt. De ce a fost foarte scurt? Pentru că n-a ținut foarte mult, că m-am prins că ea e pregătită să facă lucrul ăsta. Da? Adică dacă... Nu cred că mai trebuia să o conving de foarte multe lucruri, pentru că ar fi făcut-o și eu am înțeles lucrul ăsta, drept care am spus că am glumit, m-am oprit
Și a stricat gluma. După care i-am spus cum trebuie să arate secvența. Doar că ea n-a râs o secundă. Da, ea era în continuare concentrată și într-un fel sau altul îmi spunea, fără vorbe, bineînțeles, că i-ar fi făcut chestia asta. Adică ea de-aia a venit acolo să facă tot ce-i cer și ca să iasă o treabă foarte bună. Deci, practic, n-am mai pus-o să sară de la balcon, că oricum nici n-aveam de gând. Dar, cred că mi-amintesc. Dar poate fi un moment interesant când Doinița pur și simplu, da, era pregătită să sară pe acel geam. Săriți, era o distanță destul de... Cam asta era atitudinea. Destul de mare, adică nu sărea de oriunde. Da, da, da. Dar asta îmi spune mie despre ea, că mi-a spus, de fapt, despre ea, că acum am toată convingerea din lume că cu Doinița poți să mergi până în pânzele albe și întotdeauna va face lucruri spectaculoase. Augustin e o poveste lungă. Augustin e cu de toate. El are multe valențe. Cu de toate, mă. Evident că mi-a pus și nervii la încercare de multe ori. Nu m-a solicitat, adică nu vă imaginați că l-am urât vreodată sau venea să-l omor, din potrivă, îl protejam în toate felurile, că n-a să mai supărau oamenii din producție câteodată pe el, pentru mai avea mici momente când mai întârzia sau așa. Trebuie să vă spun un moment, că a avut o perioadă când după aia am aflat că el pleca la Timișoara, nu știu ce făcea în perioada respectivă, și el venea de la Timișoara la filmă și bineînțeles că venea obosit. Azi așa, mâine așa, până când într-o zi, evident că am dat textul o dată de 2-3 ori și înainte să facem ultimele retușuri la lumini să începem să filmăm, Augustin a dormit. Și cum făcea chestia asta destul de des, eram în platou 10, era undeva în jurul prânzului, am rugat, văzându-l că a dormit, i-am rugat pe toți actorii să părăsească în liniște platoul. Am stins luminile din platou, i-am spus lui Gheo, care era props master în proiectul acela, zic, hai să strângem tot, hai să stingem luminile, hai să ieșim cu toții din platou. Și l-am rugat pe Gheo, zic, Gheo, du-te tu la un moment dat, trezește-l și spune că s-a terminat filmarea. Și bineînțeles că așa am făcut, da, am stabilit repede scenariul, regia, să pară cât mai credibil. S-a întors, bineînțeles, Gheo, după ce a ieșit toată lumea și s-au stins toate luminile în platou 10 și acolo era beznă. Când stingeai lumina, era beznă, beznă. Nu conta că e soarele afară. Și s-a dus la Augustin și l-a trezit și a zis, Augustine, da, haide, te rog, trezește-te că trebuie să plecăm acasă, trebuie să închid și eu, trebuie să strâng, trebuie să pregătesc pentru a doua zi. Și Augustin, așa buimac, se uită la el și zice, cum adică plecăm acasă? Deci s-a terminat ziua de filmare. Cum, Doamne iartă, mă, să termine ziua de filmare? Și da, s-a terminat, toată lumea a plecat, nu știu cum. Păi și eu, că aveam niște secvențe foarte importante. Și te-a scos Iura din secvență. Deci cam asta este amintirea aia. Și afară, toți râdeau de mine. Asta normal, te ajută. Mă așteptau toți. Ca o concluzie toți, și... Ai niște invitați speciale în seara asta, da? Invitați speciale pentru mine... Sunt oameni cu care aș lucra oricând, oameni cu care m-aș arunca în orice fel de proiect. Evident că mă gândesc tot timpul ce aș mai putea să fac cu ei. Cu Augustin am reușit să filmăm mai mult în ultima perioadă. Așa s-au potrivit și scenariile. Cu Doinița aștept să facem niște proiecte foarte, foarte mișto. Sunt niște oameni speciali, sunt niște oameni talentați, nu trebuie să o spun eu, știe tot omul treaba asta. Pentru mine vor rămâne întotdeauna speciali și îi apreciez. Și mă bucur foarte tare că e invitat la tine în emisiune. Eu îi spun tot emisiunea. Iura, da, adevărul e că Iura are un aport foarte important în carierele noastre. Cel puțin în a mea, nu știu, și în a lui Doinița, dar nu să zic că ea. Totally. Omul a fost, pe lângă regie, a fost și un pedagog foarte bun. Adică ne explica tot timpul ce vrea. Și probabil, na, determinarea aia de care zice el, eu n-am sezizat-o, dar dacă el... Dar, ba da, când începeam filmările chiar eram... Ți se activa o chestie formidabilă. Îmi plăcea. Era simplu, mă, îmi plăcea. Da, 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 îmi plăcea. Îmi plăcea, era simplu. Da, da, ți-ai dat seama pe parcurs lucruri pe care l-am vorbit și trebuie să-i spun și Doinițe?
că el îi plăcea, dar dacă nu avea partenerul lui căruia să-i ofere tot confortul ca să vină și să dea... E foarte important partenerul, normal. Da, vreau să fac o remarcă. Îi mulțumesc lui Iura, în primul rând, pentru cuvintele frumoase. Cred că m-am bucurat, nu știu dacă se văzut, dar pe interior așa mi s-a umplut sufletul. Că da, într-adevăr, Iura, Gemeni, cunoaștem noi tipologia asta. E mai... Zodia. Da. Mm-hmm. Zodia Gemeni, da. Așa, e mai altfel așa un pic și nu prea spune lucruri în da, general. Da, dar e prima dată când a vorbit atât de mult și atât de deschis despre niște subiecte. Niciodată nu l-am văzut pe rând despre subiect, adică tipul ăsta de subiecte. Și pe de altă parte, bine, dar a sucit-o la un moment dat. Stai, că vreau să zic asta. Scuză-mă, da, iar zic gata, că eu nu mai scurt un cuvânt. Da, iubiții mei, da. Vreau să zic. Da, aș fi făcut orice mi-ar fi spus Iura. Și m-aș duce până în Pânzele Albe, dar nu mă duc cu oricine. Adevărat. Serios. Nu ai încredere în oricine, da, să facă. Am avut încredere, nu 100%, 300%, și am în continuare în cine e el, cum gândește, ce viziune are, cum știe să te îndrume, în absolut tot ce face Iura. Și nu cred că a existat dată când, uite, am fost la el la școală, la Cluj. Mhm. Să zic că poți să vii și eu să zic nu, am făcut tot posibilul și m-am dus. Pentru că îmi place să fiu lângă el, o să am de învățat toată viața de la el, mi-am dat seama că tot ce fac eu astăzi fac cumva datorită, prima mea școală a fost cu el, da, practic, da, da, deci clar, datorită școlii lui. Asta vreau să spun, acum poți să spui, scuză-mă, te rog, mulțumesc, la revedere. De ce la revedere? Eu și mănâncă. Pe asta zic, ca să poți să vorbești tu, eu mănânc. Nu mai știu ce ziceam. O să-ți aduci tu aminte. Copilul trebuie culcat, corect? Ce faci? Ce modalități ai pentru a culca copiii? Te ascult. E una foarte simplă pe care o am de când s-a născut fetița mea. Da? Joc de glezne ușor, cu ea în brațe pe pernă. Okay. La nivelul ăsta așa. Fără zdruncinere, adică lin, fără să-i dai șoc. Ok. Soft? Până la doi. Ok. Acum am mama la spatele, că m-am gândit. Ah, clar. Da, 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 da. Îți dau cuvântul meu, Dunare, câteodată când are chef, când are ea chef de mine, bun, bun. Stă de drag și nu vrea să adoarmă 30-40 de minute, cam așa. Bun. Și e un antrenament foarte bun pentru hernia mea de disc. Să știi că și pe mine mă doare spatele. Cred că asta este boala campionilor la tenis. Da. Da. Perfect, mă bucur că n-ai comentat. Bun. Și acum, draga mea, pentru că și tu inevitabil te lovești de lucrul ăsta, acum noi, și bineînțeles că peste... foarte puțin timp, probabil, vei deveni și tu mamă și trebuie să te pregătești pentru... Peste da. Așa? Un sfert dură două minute. Ce puțin mai mult? Să... Așa? Eu vă propun așa. Zim piesele pe care tu, odată cu mișcarea nezdruncinătoare, tu le poți cânta. Da. Te ascult. Pam, param, papam, pam, param, papam. Pam param papam param papam param papam pam param papam pam param papam nani tati nani 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 pam param papam da iubirea mea, da dragostea mea, da prințesa mea, nani tati nani 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 nani. Da, e o melodie standard. Bă, e foarte mișto melodia. Și apa ta? Nu, am, te rog, draga mea. Am aici apa pentru tine. Mulțumesc. Horia Brenciun. Probabil că n-ai înțeles. Dar copilul acum crește. Eu am văzut-o pe Maria. Maria deja are aproape 3 ani. Deja vrea mai mult. Pam, param, papam. El a început. De exemplu, poți să faci o melodie. Pam, param, papam. Eu m-am gândit zilele trecute. Eu am și colaborat cu o cutiuță muzicală. Și cred eu că v-ar plăcea și vouă să intrați într-un joc de ăsta, să faceți melodii pentru copii. Este cât se poate de interesant lucrul ăsta, mai ales că tu ai un timbru foarte cald, foarte plăcut, care merge la copil. Da, pe tine niciodată nu te-a ținut în brațe că să te adoarmă, bine, sincer. Păi, nu, cu vocea lui, Augustin nu se glumește. Îmi place să le nerveze. Da, și am deci, fii de aici. Voi trebuie să știți hiturile zilei la copii. Asta e pamparam, este... Asta e ceva nou. Perfect. E, chiar e al tău, perfect. Acum începem ușor, ușor. Există piesa de bază care începe așa. Aici nu merge. Pamparam. Nu merge. Eu îți dau... Tu nu o să ai acolo pianul.
Dar o să trebuie să extragi după, în urma acestui moment, ce trebuie să cânti. Maria. Cald, cu vocea ta caldă, nu trebuie să fii fals, nefals, nu contează, copilul nu simte acum tonala, tonal, fals, pe tonalitate, nu, nu, fiind. Cine e iubirea mea, cine e dragostea mea, cine e prințesa mea? Maria, 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 bucuria. Foarte frumos! Băi, tate, băi, tate, băi! Și acum? Anul viitor, la nu? O zic că tati, vreau mai mult. Am o căsuță mică, așa, așa, așa. Și fumul se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa casei, așa, așa, așa. Și-mi lustruiesc pantofii, așa, așa, așa. Știu și mișcările. Ce mișcări? Aia cu... Aia cu da. Gașca Zurli, mă, nu-i Gașca Zurli. Da, mă, da, e cu Zurli, da. Dar ce mișcări? E altă melodie, am confundat melodia, iartă-mă. Sună la fel, da, mă? Aia e? Aia e cu... Păi da, mă, dar trebuie să faci exact cum să e faci, în actorie, da. Tu faci cu... Aia cu, da... Nu, 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 nu... Am o căsuță mică, așa, așa, așa. Și, 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 și fumul se ridică, așa, așa, așa. Maria! Maria! Și și-mi lustruiesc pantofii, așa, așa. Dacă stai așa, 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 deci are o voce foarte interesantă. Voi aveți voci compatibile. Are medii înalte, înalte și tu ai bași. Bași. Basul. Basul și cu toba mare. Mâine pe mine, deci la... Mâine este 1 martie. Astăzi 27? Da. Astăzi 27 februarie, astăzi. Astăzi 27 februarie. Și acum, și vine primăvara. Primăvara. Maria! Te iubește tactul cel mai mult. Te iubește tactul cel mai mult pe lumea asta. Gata. Vine, vine primăvara. Se așterne toată țara. Floricele pe câmpii. Hai să le adunăm copii. Știi mai departe? Nu, că eu să-i cânt melodiile mele, mă. Eu fac muzica mea, nu stau eu să pun altă muzică. Perfect, perfect. Ia. Yeah. Îmi dai acum un ritm. Compozitorul Augustin Viziru. Augustin Viziru este lângă noi. Vorba lui, cum îi zice, mă, ăla? Ce e, mă, tu, compozitor? Bă, compozitor, ia vină muncă. Bă, compozitore, fie dacă... Avem glumă internă. 1, 2, 3 și... Ai la dispoziție Maria, iubirea mea, tata, iubirea mea, tata și... Și ce alt cuvânt? Maria, tata, iubirea mea și mama. Și mama? Păi. Te rog. Mama și cu tata, mama și cu tata, iubirea lui tata, mama și cu tata, iubirea lui tata. O, oh, Dane. Deci asta, asta este, este, e formidabil. Rățuștele mele. Tu tot vrei să mă faci de râs, faptul că m-am făcut de râs cu cântatul de nu știu. Nu, mă, nu, eu trebuie să te pregătesc, mă. Eu? Fii atent, se va duce la grădiniță, se va duce la grădiniță și pe măsură ce va deveni din ce în ce mai conștientă de ce se întâmplă, o să aude tot felul de melodii. Uite, de asta am discutat cu Smiley. Smiley, lui Smiley nu-i place o melodie. Ce? Ghiciți care melodie nu-i place lui Smiley de copii. Păi asta ar presupune să știm toate piesele de copii. Asta nu, presupune să urmărești podcastul meu. Asta înseamnă mult mai simplu. Bun, deci melodia lui care, pe care nu o suportă este În pădurea cu alune. În pădurea cu alune am deci? Acasă de pitici. Vine pupăza și spune vreau să stau și eu aici. Pu-pu-pu-pu-pu-pu vreau să stau și eu aici. Pu-pu-pu-pu-pu-pu vreau să stau și eu aici. Și începe. Dar cine-i pupăza? Băi, așa e personal. Păi da, da. Eu am și o variantă asta de la melodie, de pe stadion. Și eu am mai multe variante. Tu ești stelist, nu? Da, și eu sunt rapidist. Ne înțelegem. Așa o să fie și la tine. Aoleu, săracu, s-a uitat urât la mine. Am glumit, mă, stai. Nu, 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 nu. Am glumit, mă. Orice glumă despre mine. Până!
Când ne întâlnim noi pe teren, iartă-mă, Donița. Nu, nu, stați. Până când ne întâlnim pe teren, poți face orice fel de glumă. Am înțeles. Orice fel de glumă. Eu vreau să mâncați și vreau neapărat... Eu am mâncat. Ați mâncat? Iubita noastră, Donița, a trecut prin mai multe experiențe și ea. Dincolo de inimă de țigan, dincolo de regina, a trecut prin student la Sorbona. Șervețele, îți dau acum. Da, te rog. Șervețele. În pădurea. Mulțumesc. Șervețele. La 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 la. Mulțumesc. State de România. State și Flacăra, vacanță la Nisa. Da. Moștenirea. Da. S-a furat mireasa. Da. Îmi jucai LOL aici. Da. A fost o... A little one. A little one. Foarte... Păi, cine am simțit de little ones? Da, culmea, culmea. Chiar acum recent într-un live, că eu mai intru live pe rețelele astea de socializare, mai stau cu oamenii de vorbă, au fost oameni care și aminteau de Lola, adică... Orice ați făcut în viața voastră a tușat pe cineva. A fost, da. A atins pe cineva. Iar acel cineva vă va urmări peste tot. Da. Yeah. Eu la un moment dat acum aveam și o dezamăgire foarte mare. Deci, care e? Visul meu era să ajung la Oscar. Înțelegi? E frumos, asta din copilărie. Doresc și eu. Adică eu cu fratele meu, de când începusem noi actoria, de când eram mici, noi jucam, făceam... Înregistram mama peste ele, că avea niște telenovele. Aveam telenovele cu ăla de Amurița, era cu Juan del Diablo, erau... telenovelă și nu putea și le-a înregistrat. Le aveam toate limbile înregistrat și am înregistrat pe toate casetele noastre din copilărie. Nu cred. Cu toate amintirile. Noi jucam, făceam secvențe de actorie, adică ne plăcea actoria cum ar veni. Voi făceați secvențe din filme? Din, nu, de ale noastre. De exemplu, mine mă chema Haralambie Moschin și eram un impresar, el era un impresar de basket și noi aveam în casă un coș de basket și la un moment dat după aia secvențe aveam o valiză în care ziceam că facem trafic de arme și aveam cuțitul de la bucătărie pus, să dai. Eram copii. Și 4-5 bancnote. Și da, oarecum visul meu e cam acolo era, să ajung pe acolo, pe la Oscar, în mintea mea. După care a venit, m-am dezamăgit așa, că am auzit ultimele discuții, că chiar dacă nu ascult ce se întâmplă prea mult prin business, online și social media și așa mai departe, am auzit că acum sunt niște controverse pe acolo, că s-au aflat niște secrete, că conduc alții. Cu sexualul? De... Nu. Nu, nu, nu. Ce se întâmplă? Că în ultimii 40 de ani, toate filmele care au fost scoase pe piață, au fost CIA-ul a controlat. Mă rog, nu intru eu în discuții de astea, că nu mă interesează să fie sănătoși. Așa? Și m-a deranjat foarte tare, știi? Că zic, adică un lucru pe care credeai tu formidabil și pur, acum s-a transformat într-o veste proastă și... Da, știi? Și era... Făcătură, așa. Da, și mă gândeam, zic, uite mă, după ce entitate aspiram eu să mă duc la Oscar, să-mi dea aia premii, știi? Dar după care... Adică chiar de-aia mă și gândeam la un moment dat să mă las un pic de actorie, știi? Parcă nu e de mine. Dar după care văd reacțiile oamenilor când merg pe stradă. Și realizez că ăla e Oscarul meu. Bravo, mă! Ai înțeles? Uite, mă, ce bine! Bravo, mă! Și... Uite, bravo! Nu, pentru că ăsta e adevărul, asta se întâmplă, știi? N-am nevoie de niciun trofeu, n-am nevoie de absolut nimic. Eu văd un singur lucru, când merg pe stradă văd aprecierea oamenilor. Pentru mine este suficient. Și cred că și de-aia joc așa. Ca să-i mulțumesc pe alții. Nu. Ce vorbești, mă? Frumos. Ce vorbești, mă, să maturiza copilul nostru, mă? Era băi, cazul. gata, acum era cazul. Nu, aduc cărțile alea de știință și tehnică, de psihanaliză, că s-a terminat totul. No. Ca să terminăm lista ta, draga mea, Îngeri pierduți, fetele lui domn profesor. Da. O grămadă de caramele, unde, așa, fructul oprit. Da. Deci drumurile noastre s-au despărțit. Din nou. Adio. La revedere. Și sacrificiul. Fructul oprit și sacrificiul, da. Și acum? Băi, explică-mi puțin care e titlul. Lia. Are telenovelă. Lia. Stai să zic o continuare. Acum, Lia. Virgulă. Soția soțului meu. Ce titlu e ăsta, mă, că am nebun! Rămas... E. Ce titluri au fost de-a lungul timpului? Stai, mă, da, mă, zic, dar știi că asta rimează cu o piesă? Era o piesă, soția prietenului meu. O cânta Alexandru Jula, dacă mai auzi. Exact așa se numea soția prietenului meu. Intrigă, ce vrei? Intrigă! Ea este Dana, soția soțului meu.
Tu ai chef de cântat, domnișoară. Domnișoară. Ea este Lia. Ția soțului meu, joia de la 8:30. Antena 1. Deci, iată că... Las că o să apărăm și noi în filme. Trebuie să mă vedeți. Băi, te vedem, te-am văzut deja. Am văzut-o. Știi ce-mi place? Că poate să fie foarte ușor rea. Plac, uite așa schimba. Și am văzut-o într-o secvență? Cine ești tu? Bă, da, când a spus-o cine ești tu, știi, când e și domina situația, tu cine ești? Și era Kira Hagi, exact. Da, cu Kira. Și Kira, care e un copil sensibil. Cine? Dar se termină secvența? Iubita mea, știi, asta e schimbarea mișto la... Păi da, da, știi, de unde o avea reperele alea? Ia zi-mă, nebunule, că de la tine mă descalț, acum aștept. Nu de la mine, eu zic, cine când se enervează să se schimbă casa? Mama. Așa, ah, ok, zi. Da. Acum o să urmeze ceva care ori va încheia relația noastră, ori vă va aduce zâmbet pe buze. Ia. Sper că ți-a plăcut surpriza cu biliardul. Tacurile tale vor fi înapoiate. Deci a fost o telenovelă de dimineață, dar nu ți-o povestesc. Bănuiesc că el deci nu el are tacurile prinse, da, da, și are alarmă dacă cineva ia tacurile. Nu. Plus că a luat de dimineață și cheia de rezervă la el. Da, mă, cheia e la mine acasă. Aia era șocant, că nu înțelegeam cum au ajuns cheia. Pentru prima oară când mi-am luat cheia acasă, cum am uitat-o la mine în buzunar. Da. Pentru prima dată. Da. Nu spun ce s-a întâmplat, tot e în regulă, mă bucur că ai băgat toate bilele unde trebuie. Numai că acum, eu am fost nu o singură... Nu prea plac surprizele, nu știu dacă ai observat. Ai pisica, ai avut încredere mie să fie cea tot în regulă. Da. Dar, eu am încredere să joc cu tine tenis. Da. Nu o să mai se... după. Te bucur că mi-am pus ochelarii. Mă bucur că ți-ai pus ochelarii. Nu știu despre ce este vorba, dar... Sigur. Eu am fost o singură dată în Las Vegas. O singură dată. Am făcut și o gafă în Las Vegas, m-am dus la o de-aia de o mașină mecanică, m-am dus acolo, în jurul deasupra mașinilor mecanice era un Porsche. Și scrie acolo, win a Porsche, nu știu ce, dacă dai 3 mere, 4 mere, habar n-am, nu știu ce. M-am dus acolo, am tras de aia, mi-au ieșit 3 mere, am făcut cațonțoroiul, yes, am câștigat un Porsche, eram acolo cu gură mare, când de fapt era... 4 mere trebuia să câștigi Porsche. M-am bosumflat și n-am mai intrat de atunci niciodată într-un bine casino. Bine. Deci niciodată. Bine că n-ai câștigat Porsche-le ăla, că dacă câștigai Porsche-le ăla, acum făceai podcast lângar. Da. Numai că am mai văzut mai multe filme. Iertați-mă. Am văzut mai multe filme în care, bă, primul joc pe care l-am învățat, tata, a fost pokerul. Două perechi, 3 bucăți, full, care, chintă, culoare, royală și mai departe. Chintă, full, care. Chintă, full, care. Deci, de fiecare dată, dar după aceea am văzut că în cazinouri nu împart oamenii normal, ci e cineva care îți dă cărțile. Da. Și plus că aici le-ai paletale și acolo se întorc celelalte 3. Ala e Texas Hold'em, ce ai învățat tu, era pokerul clasic cu 5 cărți. Exact. Cu 5 cărți. Eu nu știu niciunul dintre jocuri, l-am jucat niciodată niciunul dintre jocurile, nici Texasul ăsta, nici Blackjack-ul. Așa. Te învăț ce vrei tu. Aduc cărți. Ia uite-l. Îmi spui ce vrei. Eu vreau să fiu casa, ca să fiu sigur că o să câștig. Deci, nu adică știu... tu ești jucătorul și eu sunt casino. Deci nu știu deloc să mă joc cu astea. Uite, stai așa că ți-au doar... De cărți avem nevoie. Păi de ce, mă? Ia și fise. Vrei și fise? Păi sigur. Hai bine, vrei să joci? Pentru ce sunt fisele? Fisele banii. Sunt practic regia să nu poți să pui cash, că când arunci fise pe masă la pariuri așa, arunci plastic și atunci nu te doare, dar dacă ai aruncat 10.000 de euro odată te gândești, știi? Și așa când le arunci, asta nu au valoare. Adică o păcăleală la okay, nivel și mare. Vrei să, astea sunt, înseamnă ceva bani? Astea, da. Și da. Fiecare înseamnă o... Dacă asta de exemplu. Duci la casă și dai niște bani. Și îți dă, da. Perfect. Da. Și ăsta cât să fie? Există... Uite, stai că-ți fac eu acum monetarul. Okay. Deci monetarul. Nu, dacă... Îți face monetar. Eu cred că acum... Uite secretul. Ăsta e monetarul. Bun. Ia să văd secretul. Deci tu acum ai venit la casino. Așa? Și ai spus, domne, am și eu 2000 de euro și vreau să mă distrez și eu la blackjack. Astea sunt de 5. Da? 5.000. Nu, de 5. De 50 de euro. 50 de euro. 50 de euro, da? Astea sunt 100 și astea sunt 500. 5? 100, 500. Exact.
Ai vrei să dealerești tu? Nu vreau să dealeresc, eu amestec. Vrei să joci blackjack sau poker? Până... Dacă nu... Să zici că și poker nu dai. Blackjack ce e? E ăla cu 21? Da. Fiind că am avut cel mai rentabil joc pentru casino. A 21, de, ăsta se joacă cel mai des? E un joc la care tu crezi că poți să câștigi, dar de fapt ești pierzător 100%. Ok, da. Adică, da. Uite, și de exemplu, stai, îmi dai, te rog frumos, da, că sar la bătăie. Da, scuze-mă, dar nu merg. Nu merg. Dacă n-ai făcut și tu internship din ăla? Păi cum am lucrat fără de internship? Dealer. Ce Bun. Am lucrat la casino, ce două luni. Da, știu că am lucrat la casino. Nu te prindeam. Păi, oricum nu-ți luam bani. Niciodată. Dar, dar nu vă cunoșteați atunci. Tu aveai 23, 24. Bun, domnule. Deci, atenți. Acum, deci am zis astea sunt de 5, 50, 100, 500, da? Da. Fii atent. Câte boxe vrei să joci? Una sau două? Adică ce înseamnă boxe? Câte cărți vrei? De câte ori vrei? O dată, de două ori, de te poți, ai posibilitatea de la 1 la 6 boxe să-ți deschizi. Nu înțelege. Boxe? De ce boxe? Am, o să vezi, zi am câte vrei. Am garaj acasă, dar nu trebuie. Două. Două. Două, da? Două. 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 Bun. Două. Două, da? Două. Da. Începi ușor. Începi ușor. Okay. Pui aici, într-o boxă, cum ar veni, 50. Ah, ăla acolo, a, așa, și mai așa. Pui încă 50 aici, okay, în cealaltă. 50-50, că nu mă doare să-ți pierd. Începi 50 ușor, de ușor. Perfect. Începem ușor. Da. Uite că deja se strânge un whisky, exact. Câștigurile noastre. Bei un whisky frumos, relaxat, stai liniștit, pac, pac. La mulți ani. Băi, stai că n-am amestecat cărțile astea. Stai un pic. Ne-am amestecat cărțile? Stai că îmi fac manevră singur. Am vrut eu, dar mi-a luat. Să-mi spui dacă vreți să schimbăm vinul, îmi spuneți. Mai. Nu vă uitați la mine, că niciodată nu mi-am făcut cărțile. Au fost oameni care mi-au făcut. Ok, așa, așa. Ce cărți ai avut? Păi, Cuore, Edmondo de Amici și... Bun, așa. Haide să vedem, uite, da. Să facem o dată și caduinița, să vedem dacă ne iese cu cărțile astea. Nu, că n-au colțurile și nu-ți place fiată. N-au colțurile. Iha! Îmi place chestia asta. Bun. Bun. Asta pac, pac, pac. Bun. Bun. Așa. Asta e mâna... Săracul de tine. A, asta e pentru fiecare și care câștigă. Deci tu acum ai 16 aici, da? Perfect. Da. Și aici am... 16 și aici e 15. Ceva 15? Groaznic și aici și aici. Da. Mă rog, tu ai posibilitatea acum, ca să te curezi mai ușor, să faci un split. Înțelegi? În care poți să împarți acești optari. Ce înseamnă să te cureți și ce înseamnă? Știi, am el, înțelege. Să mă cureți, adică să dau de mai mulți bani de buzunarul meu. Ți-am luat eu banii să pariez în locul tău ca să ții carte la fiecare. Am expertul lângă mine. Ai 11, ca să te mai cureți încă o dată și mai frumos. Împarți și 3-ul. Poți să dublezi, că ai 11. Da, 11, perfect, da, vreau. 11 da. Și dublezi. Mamă, ai făcut 21. 21. Wow, nu se termină aici? S-o top, nu mai ai ce să tragi mai bun de 21. Bun, dar deja înseamnă că am câștigat aici. Stai puțin, că poate vine mie azi și fac blackjack și ți-au toți banii. Stai un pic, stai, că stai, că mai e, mai e. Bun. 14. Ce faci acum la 14? Ai posibilitatea să stai? Sau, nu. Mânzi. Am să stai sau să mai tragi o carte? Mai trag o carte. 15. Da. Mai tragi o carte sau trag stai? O carte. Mai tragi o carte. 21. Ce vorbești, bă? Bine, Mărică! 21! Mă dă de puși. 21! Mă dă de faliment. De unde 21! E? 15, ce e aici? Mai tragi o carte sau stai? Mai trag o carte aici. Băi, sigur? Da, da, da. La revedere. M-am pierdut-o pe aia. La revedere. Banii s-au dus în contul ăsta. Bun. Dar am două câștiguri aici. Și acum eu, 14, 23. Am pierdut aia la bani. Și acum eu trebuie să-ți dau ție să-ți plătesc de două ori asta și odată asta. Cât a făcut pe fost pe cățuia respectivă, boxul respectiv. Deci cum ar veni, eu ție trebuie să-ți dau așa și așa. Și pierzând asta, ai câștigat una, două, trei, patru fise. Păi dai mă ca să se simtă. I-am dat, uite, tot banii, tot banii lui i-am dat. Iartă-mă, vrei să câștigi. La final eu câștig, stai liniștit. Asta m-am auzit, la final câștigă casa, e adevărat asta? Întotdeauna. Întotdeauna? Da. Oamenii joacă la casino nu pentru ideea de a pierde bani sau de a juca sau de a câștiga. Joacă pentru senzația de a pierde. De a fi zăpăciți adrenalina aia pe care... Tu vorbești serios? Da, aia joacă toată lumea. Pariuri, casinouri și așa. Pentru că îți dă o adrenalină pe care nu o găsești. Da, decât dacă te faci bungee jumping. E același lucru. Da, lumea preferă să ducă să se curețe pe la casino. Faci o completare care nu are nicio legătură. Te rog să faci completarea care nu are nicio legătură. Oamenii joacă la casino pentru că își găsesc un refugiu acolo. Ai niște probleme emoționale,
de care vrei să uiți și te duci în niște vicii care pot fi. Asta e o parte din oamenii care se duce acolo. Și expert în jocuri acum? Nu sunt expert în jocuri, citesc mult pe partea de psihologie și știu. Da, e greșit ce ai citit. Da, absolut deloc, crede-mă pe mine. Deci, spun eu, băie, nu te contrazi și eu cred că sunt și oameni care se duc acolo, așa cum spune Doinița, dar sunt și oameni care, ca mine, de exemplu, mâine, eu sincer mă gândesc, dacă ai, fii atent aici, o întrebare dură, sinceră, cu un răspuns direct. Dacă tu ai avea acum 1000 de euro în mână, acum, ai trei variante de răspuns. 1. Casino. 2. O jucărie pentru Maria. 3. O cină cu noi doi în oraș. Ce treabă, măi, cu voi? A, extraordinar! Întreabă pe mine! Dacă ți-aș da 1000 de euro acum, da, mi-ai da 1700 în împrumut? Mă, leu, cum e? Băi, tu mai ai, fii aici, tu ai modul ăsta de a glumi pe un fond, pe un suflet formidabil, ai anumite încăpățânări pe care le păstrezi de-a lungul timpului, dar și ele vor dispărea. Mie mi-e frică de Augustin la 45 de ani. Atunci o să te sune, Doinița, mai ai ceva nevoie, vrei un curs? Niciodată. Băi, niciodată să nu spui. Deci nu-ți rușine să spui așa ceva? Nu, păi da. Nu te-a sunat, mă, acum o lună de zile să te întreb ce faci? Te-a sunat? Nu. Da, m-a sunat, dar... Lasă, nu te-am întrebat ce faci? Da, bine. Ai văzut? Hai, lasă că știu eu de-astea. Am fumat de-astea ca tine. Edi v-a pregătit o melodie. Deci fii atent. E o melodie care sună așa. Muroi roroșare în cana de Vlad. O știi pe asta? Nevasteța zicale. Hop, hop. Jucar santu moroșa votu sa muro. Buchea ritmo. Jumii dapto iloro. Și vrea. Frumos, bravo! Super, super! Îți dai seama că am de 10 minute să bag ăsta aici și nu reușesc. Nu face nimic. Auzi, tu știi că m-ai învățat astăzi pentru prima dată, am jucat pentru prima dată blackjack cu cineva? Să nu mai joci niciodată. Există? Băi, fii atent. Eu zic așa, mai bine să fii pregătit decât să intri nepregătit în viață, în anumite în situații. În arenă. În arenă, bravo. Îți dai seama că am boală pe toate jocurile, pentru că am jucat prea mult timp. Înțelegi? Ce urmează? Vă spun chiar acum. Da, ia uite, astea sunt grele. Bun. Doinița, tu crezi că ne jucăm aici? Iartă-mă, dar singura chestie pe care vreau să o spun, Augustin, dragă, a fost că mi-era imposibil să iau o masă mare. De biliard? Da, de biliard. Da. Doinița, dacă nu știi, o masă de biliard mare se înșurubează în vreo 12 ore. Știam. Nici eu nu știam. Dacă ziceai dinainte că vrei, trimiteam eu un băiat și o montan. Nu, atunci surpriza nu mai e o surpriză. Surpriză. Absolut. Da. De aceea vreau să vă spun că am pregătit niște întrebări. Shoot! Shoot și gol! Doinița! Da! Ți-a plăcut chestia asta cu crupier sau cum e? Dealer, da. Aveam un băiat în cartier, prieten de familie, mai mare ca mine, Costin. Îl cheamă, da, n-am mai vorbit eu de mult. Era băiatul prietenei mamei. Mama nu avea multe prietene, așa. Și n-am mai lăsat în preajma lui. Și el vorbea foarte mult. El asta făcea, era nu era trecuse de dealer, era inspector sau ceva de genul. În meseria asta trebuie să vorbești mult? Nu. Dar povestea el, eu stăteam în preajma lui și l-a ascultam și eram fascinată. Eu nu văzusem un casino în viața mea, eram elevă, 16-17 ani. Doamne, și mi-a făcut așa în cap o poveste și am zis, mamă, ce mi-ar plăcea. Și la un moment dat, țin minte perfect, vezi tu, când îți bași ceva în cap, rămâne în subconștient, chiar absolut. Nu se leagă atunci imediat. Faza a fost că eram...
anul întâi de facultate, la prima facultate, la jurnalism și filozofie, și la un moment dat stăteam eu așa și mă uitam pe un ziar de la, de la A la Z, sau cum, ăla cu anunțuri. Așa. Mie îmi plăcea și acum îmi place să citesc. Apropo, am fost la Londra, fac o scurtă paranteză. Ce crezi, cu ce crezi că m-am întors de la Londra? Ce mi-am luat amintire? Un jeton. Un ziar. Un ziar? Da. Mi-am ce ziar? Cumpărat Daily Mail. Ah! Da. Îți plac ziarele? Da, îmi plac ziarele. Sunt și o veche, ce se faci cu mine. Ce veche, mă. Da. Bun, și citeam ziarul, mă uitam printre anunțuri și văd acolo școală, nu știu ce. Și am zis, bă, dar trecuse. Deci era expirat. Zic, ok, eu aveam telefon fix în casă, dar era mama. Și ce crezi că am făcut? Am rupt frumos ziarul, pac, pac. Am luat anunțul și am fugit afară, am sunat de la public. Bună ziua, nu știu ce. Da, că noi am început, dar câți ani aveți? 20? Haideți, aduceți un CV și veniți mâine dimineață la ora, nu mai știu cât. M-am dus. Atâta unghiile, că eu tot timpul am fost nebunită să am unghiile lungi. Aveam unghiile atât crescute, îngrijite. A, așa. Lăcuite. Un CV atât, că ce era să scriu? La 20 școală de și școală, nu? Corect. Și că știu operare PC, limba engleză foarte bine și nimic altceva. A, așa, și am avut discuție direct cu managerul și cu pitboss-ul, așa, nu știu ce, interviu în engleză, la, și a zis, bine, de mâine începi. Am jucat un pic așa, trebuie să stai unghiile. Păi de ce eu? Păi zice, cum faci tu cu cărțile, cu chipurile? Mamă, zic, bine, ok. A, deci am făcut sacrificiu, da? Am pentru, făcut sacrificiu pentru, ce mi-am propus. Și am zis, ok. Și m-am dus eu acasă seara, nu știu ce, de m-am întors la facultate și vede mama că îmi tai unghiile, dar ce e cu tine de ți le tai? Zic, vreau eu așa să le port scurte o vreme. Și am început să mă duc la acele cursuri, că prima dată a fost școlarizare. Dar nu ai spus pentru că n-ar fi fost de acord? Mi-am spus. Am mers pe burtă două luni pe burtă. Da, și la un moment dat, înainte să dau examenul, că urma să dau examen, a trebuit să-i spun maică-mii, pentru că asta presupunea, în primul rând, învățat de față cu ea și să se întreba la ce învăț eu formulele alea când eu studiam cu tot altceva. Trebuie să vezi formule? Păi ca să poți să faci calculele când dai bani sau iei bani, da? Câți bani trebuie să-ți dau ție, cât ai pus, că pui pe colțul ăsta, pe mijloc, pe... Înțelegi? Și erau niște din astea pe care tu trebuia să le știi, n-aveai, acolo nu-i timp. Vrei să spui că dacă tu intri acum într-un casino din Las Vegas, te poți descurca acolo, dar regulile sunt acelea, jocurile sunt aceleași? Da, jocurile s-a schimbat sunt aceleași, nu cred că s-au schimbat, dar nu mai știu, totuși au trecut 20 de ani de atunci. 20 de ani de atunci? Ce, gata, ai terminat? Ce rapid ai fost? Jesus Christ! Da, și așa am făcut, am mers pe burtă, i-am spus maică-mi, uite ce am făcut, 2 luni de zile am mers la aceste cursuri fără ca tu să știi, dar am mers și la facultate, că asta făceam. Și a zis, păi cum adică? Zic, uite așa și urmează să dau examenul și vreau să mă angajez dacă îl iau. Păi și școala? Nu-ți fă griji, n-am cum să renunț la școală. Păi și programul? Mă descurc eu, lasă-mă în pace. Și am intrat, adică am luat examenul, m-am angajat, dar ți-am zis 2 luni. Ți-a fost greu? A fost mai mulți factori care m-au determinat să renunț. În primul rând că intram într-o lume total nouă pentru mine. Oamenii acolo nu sunt drăguți. Și la 20 de ani, foarte friendly. Da. Adică, efectiv, te-ar fi scuipat, că de înjurat mă înjurau. Pentru că le luam banii. Ce? Nu știam ce povestești. Și tu erai oaia neagră pe care cădea tot ghinionul lui? Păi pe tine cade, pentru că tu ești dealerul, tu iei banii de la masă și pe tine, da. Și, mă rog, la momentul respectiv aveam și un prieten destul de gelos și programul nu era foarte ok, că eu trebuia să mă lucrez de noapte, dar aveam cursuri de dimineață și... Și am stat 2 luni, după care am zis, ok, mi-am făcut damblaua suficient, mi-am strâns mâna, nu vreau să mă lase să plec, dar am plecat. Da. Vă dați seama că voi ați făcut același lucru? Tu ai intrat într-o sală și n-ai spus câteva săptămâni bune că n-ai joci biliard. Tu ai intrat într-o sală de cazino și n-ai spus 2 luni că ești acolo. Vă dați seama că sunteți la fel? Toți copiii fac asta. Nu există. Voi
ați fost în niște nebunii mature și tu, și tu. Eu aveam 9 ani. 9, tu câți ani? 20? Tot copii. Și acum sunteți copii. Și uite, când dădeam probele la, pentru serial, pentru Inima de Țigan, eu nu-i spuneam maică-mii, pentru că ea mi-a zis că am fluturi în cap să nu mă mai duc și m-am dus pe burtă. Eu eram angajată și în paralel mă duceam la repetiții, probe și uite așa. Și am dat noroc cu ea când i-am dat vestea. Da, da, tu vrei să fie vestea bună, da. Da. Și dacă vestea bună era, atunci dezvoleai sursa. N-am fost, nu știu senzația. E o senzație care îmi scapă. Ce-mi spui tu că oamenii se enervau pe tine când pierdeau bani. Eu personal nu simt că asta... Adică am avut probleme în viață financiare. M-am luptat. Unele m-au dărâmat, altele sau m-au pus la încercare. Dar n-am simțit niciodată să te duci cu o sumă de bani mare și să o pierzi acolo și după aceea să te enervi pe cineva care săraca sau săracul n-are nicio vină. Păi da, dar tu n-ai fost acolo, tu ai avut situații financiare în viață, nu te-ai dus acolo. Da, da, da. E altceva. E un fenomen? Dar de ce lucrurile nu sunt, nu pot fi pașnice? Sunt nicio formă, pentru că tu în momentul ajungi... Ești paranoic, ai senzația că toată lumea îți face manevră, că vrea lumea să-ți ia banii din buzunar, pentru că în momentul când joci de la adrenalina respectivă, se creează niște canale pe creier. De acolo vine și dependența, care alea formează depresia, de fapt. Târziu am aflat că jocurile de noroc creează depresie. Adică cei care joacă sau care fac pariuri sportive sau care... Orice fel de gambling devine dependență, pentru că așa funcționează creierul. Și vis-a-vis de dealerițe, ce spuneai tu, eu țin minte că începusem să fiu deja persoană publică și erau dealerițe care mă vedeau pentru prima oară că colindam toate cazinourile, le luam de la A la Z, adică nu stăteam, le verificam pe toate. Erau toate, vai Augustin, ce ne bucurăm să te cunoaștem, se poate și cu noi o poză, înainte să încep să joc. Dar cum, fetelor, mare drag, una mai era și drăguță. După o oră aruncam cu apă în ele, cu înjurături, dar nu înjurături, la modul, bine, eu nu, alții au aruncat cu scrumire de la, au spart fețele, adică... E o lume, you don't wanna go there. Pe lângă asta, ei sunt căutați să fie cât mai enervanți. Ca să te scoată din sărite să poți să nu mai joci relaxat. Și atunci dealerul, cu cât e el ca om, te caut. Cei mai enervanți oameni sunt dealerii. În mare parte. Nu mă închipui de ce, ca să atragă cât mai mult. În momentul tu când joci, de exemplu, eu dacă joc cu tine, da, blackjack, da, și dacă tu îmi creezi mie o stare de disconfort, eu nu mai sunt concentrat la joc, să mă concentrez la joc. Să concentrez la tine, că ai tu fața enervantă, înțelegi? Și eu atunci caut niște mijloace, ei îți găsesc niște mijloace în care tu să te enervezi, să nu mai poți să gândești lucid și să pui cât mai mulți bani. Nu, ce, n-am... Păi dacă nu ești jucător, n-ai de unde să știi. Păi da, mă, eu am, cum uite, m-ai pus pe masă, m-ai pus asta, mi-a arătat și nu m-am enervat deloc. Și nici n-ai căutat. Știi că tu la 17-18 ani, câte 10-20 de mii odată din greșeală, așa, când cum ai zis tu Porsche-le, ăla mi-a și un Porsche, de ăla l-am câștigat. Dar la un nivel mai mic. Înțelegi? Și de acolo când vezi tu la, te vezi la 17 ani, 18 ani, că te duci acolo și poți să iei 10 de mii. Dar cum intrai tu în casino, minor fiind? Îl cunoștea lumea. 15 ani. Mă cunoșteau vecinii toți, tu nu mai cunoști. 95 s-a deschis Berlinul, 95 jucam la casino și aveam 15 ani. Și Vox Marisul. Mamă, ce. Ce an era asta? 90, 95. Aveai 15 ani, corect, în 80 te-ai născut. Da. Iartă. 35. 36. Da, e mai mic ca tine. 35. Noi suntem toți mai mici ca tine. Toți avem 35. Da, uite. Uite, da, acolo. Uite fața aia. Uite. Că acolo 35. De la prima față. 35, uite acolo. Și de la 35 n-am mai înaintat deloc. Mintea mi-a rămas la 35. Dar iată acum întrebările. Întrebările. Tam pam. Băi, ce am făcut astăzi? Deci am jucat biliard cu campionul. Actualul campion la biliard, fostul la tenis. Așa? Ține minte glumele astea cu tehnică. Vai de capul tău. Băi, fii atent aici. Ai genunchiere? Genunchiere ai? Ai genunchiere? Că o să ai nevoie. O să te doară genunchii după aia. Nu mă dor genunchii niciodată. După ce o să joci cu mine, o să te doară.
Niciodată nu m-au jucat. Oh. Nu te-au durut. Nu m-au durut. Uite acum că suntem filmați, o să vezi că o să te doar. Eu înțeleg ce vrea să singurul lucru care mă doare și recunosc și acum sunt într-o cură. Vreau efect când zic cură. Sunt într-o cură. Oh. Când zic cură. Sunt într-o cură. Mulțumesc, nu trebuia. Așa? Sunt într-o cură de slăbire pentru că am pus 2 kg în plus și mă doare în spate. Și practic L5-ul că e 6-le, cum am pus 1 kg în plus, mă tasează mai mult. Orice kg în plus sunt 4 kg pe coloană. E, cu toate astea, tot alerg mai repede la minge. Chiar dacă sunt de partea cealaltă, în colțul stâng, eu pot să alerg în colțul stâng și înapoi de 10 ori. Ai înțeles? Asta e principala mea armă. Nimeni nu crede că eu pot să alerg. Și la finalul... Asta e tot să zic eu că după ce se joace fie cu mine, eu să înțeleg că el n-alerg. La finalul, multă lume zice așa. Băi, n-am știut că poți să alergi așa. E, pentru prima dată. Păi cu cine ești, cu Gianni Chiriță? Cu cine ești, ca cu Pavel și o să zic că Pavel, că nu vine să cred că păi poți nu, să alegi Pavel, așa. Pavel, de exemplu, a fost în Australia. Andrei Pavel este un prieten de-al meu, un jucător, a fost 13 număr mondial. Și el acum a fost în Australia alături de câțiva tineri de care se ocupă. Gianu, Nicolas David, sunt locul 250, 200, chiar Nicolas e 219 acum ATP. Și a stat în fiecare zi, o lună de zile, cu ei acolo. Tu îți dai seama, el are acum 40 și ceva de ani, 45, stă cu ei acolo și stă la același nivel cu ei tinerii de 20 de ani. Exact așa că de o să terminăm. Horia, mă bucur că te cunosc din nou. Știi, mă descoperi atunci, abia aștept. Auzi, coach-ul lui Mike Tyson? Toți au un plan până îi lovesc prima oară. Așa și tu, te aduc la bază. Da, fă la mine, nu la ce vorbește eu. Fă la mine când te zic. Tot timpul faci la... Și acum întrebările. Da. Nenorocit. Doinița, trandafir sau lalele? Lalele. Cântă piesa. Și dacă ziceai trandafir... Lalele. Nu așa. Un, doi... Lalele. Frumoasele mele lalele. Bravo, Augustin. Ți-am zis asta ca să știi ce flori luăm pe 15 februarie ale fiecărui an. Ei, trimit bani să știe ce vrea. Augustin, o rol într-o telenovelă de 5 sezoane sau un rol într-un film premiat la Cannes? 5 sezoane. Bravo, mă. Deci, de-al meu. Vreau să văd dacă e mint sau... Bravo. Ador. Hai, mă, tocmai că e sincer. Tocmai ți-am spus ideea păi, mea despre Cannes. Mă, poate e la sincer. Cannes. A fost sincer. Uite, prietenul meu, Mungiu, a luat Cannes. Foarte bine, felicitări, ce rău. Crezi că Mungiu a făcut el, a tras de sfor ca să ia Cannes? Pe bună. Talentat. Dacă e meseria și meseria și, da. Cine-ți dă titulatura asta de regizor bun, de actor bun? O entitate care se află că, de fapt, nu are o valoare atât de... Mamă, ești împotriva tuturor. Bine, o să mă ocup de tine. Da. Yeah. Doinița. Da. Fii atent, eu știu răspunsul, dar sunt curios dacă și-l aduce aminte ea. Dacă nu te-ai fi făcut actriță, ai fi devenit? Păi mai multe, da. Șahistă. Nu, n-ai nicio legătură, nu. Un polițist. Nu, asta trebuie să-mi spui. Cum, Hector, vrei tu să te faci polițistă, mamă? Cum vrei tu să te faci polițistă? De capul meu, dacă scapă vreun criminal vreodată, dacă s-ar face asta polițistă, n-ar scăpa niciunul. Deci nu cred că, e sincer. E sincer? Da, da, e sincer. Da. Am aceste valențe de detectiv din totdeauna. Pot să pun foarte multe lucruri cap la cap dacă îmi pun mintea, adică din nimic să-ți fac povestea și să te aduc găsește pe orice, unde pe oricine trebuie. Și asta mi-ar fi plăcut, dar mama nu m-a lăsat să dau la academie. Dar la ce te-a lăsat mâta să dai? La actorie nu te-a lăsat? Da, la poliție, nu. Mama, nu. Chiar că dacă ar fi fost după ea... Dar acum stai să revenim puțin. De ce crezi tu? Eu cred că te ținea pentru ea, adică plăcea să fii lângă ea.
Și asta, da, e adevărat, dar a spus că este exact o meserie. Exact cum discutam noi, copilul trebuie să facă experiențele vieții. Da, lasă-l în pace. Da. Dar tu l-ai făcut pe proprie și de asta e puternic acum, pentru că l-a făcut pe proprie răspundere. Adică, totuși, vezi, a încercat o dată, de două ori, de trei ori și după aia a zis acasă. Mamă, sunt actriță și acum, uite, e profesoară. Acum erai ministru de, ministru de internet. Vezi că n-am renunțat. N-am renunțat la visul meu și am găsit. Există ceva ce aș putea face în continuare. Se numește Profiler. Ce vorbești, mă? Miau. Băi, Profiler e ăla de la FBI. Exact. Care zice, e și la noi. Știi pe vizirul? E în serie. Ia toate, îți face un profil. Te studiază atât de mult încât îți face un profil. Te găsește, te descoperă. Nu. Să știi că profilul, ai fi zbârcit-o. Pentru că profilul până la 39 de ani era unul. Și acum? Ei. Până la vreo 35, să zic așa. Ei. Mă, eu te-am simțit atunci când am jucat ceva schimbat, dar interesant, bravo. Augustin, fii atent aici. Lovitură cu manta sau jump shot? Lovitură cu manta. Jump shot-ul e atunci când bagi sub aia scasă? Da. Ai încercat vreodată asta? Sunt unul dintre cei mai buni la... A, bă, două n-ai bine viață! A, poți să faci acum cu Tacu? Uite că mai devreme unde e băiatul. Tavi a spus că a vorbit cu Raul, da? Da. Raul care se ocupă de tacuri, să facă mese și așa mai departe. Să-l întrebe pe Raul, care Raul este cel mai bun jucător de geam, de la cine a învățat el să dea geam? Înțeamnă. Auzi, mă, cine Dorițu, stă la masă și cu cine stă exact asta vreau să spun, mă, niște fraier, uite-mă cu cine stau, cu jumperul. Mai ți minte, jumper ăla care deschide spații da, și interdis. Da, era cu, nu, fac confuzie. Da, știu filmul, bun, mi-a plăcut. Da, mi-a plăcut și mie, bravo. Doinița. Da. Eu știu răspunsul, dar am încercat întrebarea. Ești de gândere așa. Regizorul tău preferat din serialele la care ai lucrat este? Iura Luncașu. Da. He visto a Smara a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Cer scuze. Augustin, iartă-mă, trebuie să spun întrebarea asta. Era păcat ca lumea să nu se bucure de răspuns. Actrița care sărută cel mai bine din filmele în care ai jucat este? Stați așa, să mă spun. Mamă, cât de mult. Păi singura cu care m-am sărutat în film, unde am avut o poveste de dragoste, a fost Mihaela Bârluciu, care restul am avut mai violuri. Eu chiar le ziceam la film, bă, dar nu-mi dai și mie un pat să stau și eu cu una în pat, trebuie să-mi rup coatele, să o ridic, să o ridic pe sus, să o violez, să o fac, nu știu ce. Deci eu nu prea am avut secvențe de dragoste în proiectele mele. Eu era viol în mare parte, nu prea. Mă bără la adresa, n-am dus telefonul Iona. Uite, întreabă-l, te rog frumos, întreabă-l. Când era secvență de bătaie sau secvență de viol, clar, Augustin era pe col și avea filmare. Sună-l. Deci nu. Și trebuie să lucrăm la asta. O poveste de dragoste cu tine? Întreabă. Își dorește, Băi. Eu? Da. Eu îmi doresc. Nu, acum, acum ai acționat. Nu, era o glumă. Mi-mi plăceau mult mai mult violurile, îți dai seama. Logic. Era mult mai frumos. Da, Iura, te sumă încolo, că îi place omului violul. Doamne, ferește. Era logic, nu? E normal. E mai ofertat să joci asta. Iar, ca să se înțeleagă. Mi-ai stimulat imaginația. Adică o luai și o puneai așa de... Păi uite, de exemplu, am avut primul viol, a fost cu... Acum ar fi fost mult mai ușor cu Majda. Să vezi cum o să se scoată Majda. Din context astea și o să se pună pe net, o să le și... Nu, stai niște. Și ce dacă? Eu știu cine sunt. Mă rog, ideea este că prima secvență tot așa a trebuit să o violez pe Majda și Majda în perioada aia era mai supraponderală așa. Iartă-mă, Majdule, dar acum ești minunată, superbă, cum ai fost întotdeauna, dar atunci era un pic mai așa și trebuia să-ți dai seama o secvență de viol, trebuie să tragi de ea, să rup, să miști, ca să pară natural. Că se mai și plângea lumea, că îi mai vinețeam, că puneam mâna pe ei sănătos. Așa, și cea mai grea secvență de viol pe care am avut a fost cu Dana Hauer, care era Pisi, era iubita lui Gigi Dumbrava în Regina. Și a venit... de ce a fost grea? A? De ce a fost grea? Deci pentru că ea era mai mare, tot așa, avea 1,77 m, 1,78 m și era mai țăpănoasă așa și ideea era că avea mâinile legate la spate și nu știu de ce a trebuit de a avut regizorul Iura,
Imaginația asta s-o ridic pe o masă foarte înaltă, s-o pun pe o masă ca să o vadă Gigi când o violez, înțelegi? Și până am urcat-o pe masă, eu am obosit. Ai înțeles? Păi era și cu mâinile la spate și cu așa și simt, ceva. Cum s-o mai ridic, că nu puteam să o prind, nu puteam să o ridic, ridic-o, rupe alea după aia, încă o dată. Păi am flashcă. Ai violat-o obosit. Da, am violat-o obosit. Doamne, doamne, să obosit. Să vezi secvența, că nu s-a văzut obosit. De asta o să sprească tenisul cu mine, că o să devii un bărbat în adevărat sens al cuvântului. Nu te lași. Așa. Deci, na, eu eram asunat de apoi, acum îl sun eu pe el. Ne, uite, să ne arăgăm. Nu o să vă nimerim. Dar până una alta, eu zic că trebuie să faci un love story cu tine. Dacă ți s-ar face mâine propunerea să joci love story, ai zice da. Eu zic da la orice personaj. Nu există personaj la care să zic pas. Dacă este ceea ce consider eu că trebuie, poți să joc orice. Eu în film, că de asta îmi pun întrebarea asta din proprie experiență. Eu am avut mai multe tentații în filmul pe care l-am, serialul de la ProTV, la cu Om Sărac, Om Bogat. Și de fiecare dată, după 2-3 episoade, mai venea o tentație, pentru că așa n-ai scenariu. Și pentru că eu aveam o prezumtivă iubită în film, soția mea murise, eu aveam o prezumtivă Eremia, Claudia Eremia, și de fiecare dată, ca să scenariu, ca să o înfiereze pe respectiva, mai apărea o femeie, mai apărea o femeie și a trebuit să sărut mai multe mai femei. Multe femei. Dar de violat, nu. Dar, uite, îi spun lui Iura să fiu... să facem schimb. Așa. Doinița. Da. Atenție, și aici. Ai vreo superstiție? Am. Ce tu pe oare? Am. Ai? Am. Are cu Revelionul? Da. Deci are aceeași superstiție ca și mine. Ce, trebuie să te prindă Revelionul cu bani în buzunar? Nu, nu. Și asta, și cu roșu, și cu babele de struguri. Babele de strugure? Dezvoltă. Cu babele trebuie să ne speși. Nu știu asta cu babele. Știu eu că e bine să mănânci struguri în noaptea de Revelion, 12 boabe de strugure, 12 luni, 12 dorințe, bla bla bla, dar nu o țin pe asta neapărat, dar aia cu banii și cu roșu, musai. Tu n-ai nicio superstiție aici? Revelion, nimic? Bă, sincer, aveam superstiții pentru că, încă o dată, ce vedem acasă facem și noi în oglindă. Dar eu, în sinea mea, 100% nu am superstiții. Dar, de exemplu, când plec cu mașina de pe loc de acasă, indiferent de situație, când plec, chiar dacă e în stâlp parcat, eu trebuie să dau mașina un pic în față. Pentru că asta am văzut la tata. Tot timpul asta făcea când pleca de acasă. Dădea puțin mașina în față. Da, ca să meargă înainte tot timpul. Adică Apropo de asta. Cum fac evrei când mestecă în cafea, ei niciodată nu mestecă către exterior, mestecă către interior să vină tot binele și banii către ei. Da, da, asta nu numai evrei. Și nevastă mea m-a spus, uite, mestecă invers. Ia uite. E un gând pe care ți-l atragi. Bravo. Eu, apropo de asta cu mașina și așa, dacă văd o pisică neagră și am spațiu, opresc mașina și dau în spate. Cât dai în spate? Așa, de 3 ori dacă e. Scupă și de 3 ori, peste umăr așa, da. Dacă trece prin fața mea și... Bine, astea, da, exact cum a zis și Augustin. În sinea mea nu sunt niște chestii. Da, depinde dacă ai de ceva de făcut și crezi că superstiția respectivă contează, atunci cu siguranță... N-am din astea, n-am. Adică cred că astea sunt niște chestii pe care le avem doar din ce am văzut. Sunt adunate. Iartă-mă, dar eu intuiesc de fiecare dată când pun întrebările, de aceea, după superstiție, trec din latina Augustin și te întreb așa. Iartă-mă. Câte premii Oscar aveai dacă te nășteai în America? Toate. Leu din el ar zice toate. Da, cel puțin. Acum, multă lume zice că e aroganță. Nu e aroganță, e încrederea pe care mi-a construit-o tata în ani de zile. Înțelegi? Pe mine, dacă mă pui oriunde, că e tenis, că e biliard, că e actorie, nu mă văd inferior nimănui, dar nici superior nimănui. Înțeleg să încerc să fiu tot timpul, să mă ridic la nivelul celuilalt. Dar nu încerc să arăt eu că sunt eu miezul, că fac, că drept, dar în același timp nici nu cred că m-ar inhiba nimic pe lumea asta. Adică orice fac, fac relaxat și cred că ăsta este cel mai mare câștig al meu.
Că poate sunt prost de multe ori și sunt dobitoc și eu am senzația că sunt bun, dar nu sunt. Dar cumva se întâmplă de cad în picioare, știi? Eu cred că o să cazi din ce în ce mai mult timp în picioare și am o senzație pe care o însoțește viața ta din ultimii ani. Doinița, iartă-mă, dar va trebui să spui cele trei calități pe care trebuie să le aibă bărbat perfect. În viziunea ta, evident. Și degeaba te uiți la mine că eu nu mă încadrez în percepție. Dar se gândește că poate le știi. Nu, m-am uitat la el că e singurul bărbat de la masă. Nu o să fac așa, că îmi rup gâtul. Trebuie să fie deștept, în primul rând. Ok. Și de aici vine și simțul umorului. Și cred că trebuie să fie și foarte răbdător. Și pot să mai vin cu multe la pachet, dar să ne oprim aici, că e suficient. Simțul umorului. Păi... parcă l-am întrebat. Încercăm, facem tot posibilul. Nu ne încadrăm, dar dacă vedem pe cineva... Apropo, dacă mâine îți dă telefon Doinița și spune, băi, te vii la nuntă. Mă pun în naș. Ia uite-mă ce nebun. Mă pui naș? Nu. Ca să te pun naș, trebuie să avem o relație. Trebuie să-ți apăr. Nu, dar poți să spun ceva, că... Aoleo, deci este criminal. Deci lui nu-i place de nimeni. Niciodată, de când ne știm noi, de X ani... cine a fost prin viața mea? Că au fost, n-au fost mulți, dar au fost niște persoane și niște relații. No. Cu asta. No, no, no. Și am avut dreptate? Nu, n-ai avut dreptate. Hai mă, taci. Gura, lasă-mă în pace. N-ai avut. O singură chestie aș putea să zic, dar nu vreau să zic. Lasă-o pe aia. No. Lasă-o pe aia. Nu, nu, nu. Hai să o zicem pe aia. Nu, no, aia nu. Aia nu, nu, nu. Dar acum recent i-am dat. Țin minte. Țin minte? Frere. Zim ce? Mi-a trimis o poză. Lasă-o așa. Nu zice nimic. Nu zic. Mi-am trimis o poză. Cu o persoană. No. Nu, mi-a trimis o poză și... și nu mai contează ce ai zis. Am scris pierdere de timp. Da, el mi-a zis pierdere. Deci orice, oricum orice. Am o întrebare foarte grea pentru tine, dar trebuie să îmi spui foarte sincer. Da. Zim un bărbat, acum, din România, pe care îl cunoști tu, a cărei formație, first I was afraid, I was petrified, pe care crezi tu că Doiniței i-ar plăcea și ar fi compatibil cu Doinița? Nimeni? Zim un eu cred că Doinița i-a stat foarte bine cu Connector. Pe bune? Da. Eu cred că nu. Tu știi pe Connector? Da, cum să nu știu. Adică îl știu. Să este pe ce te bazezi? Bună, interesant ce spui. Pe ce te bazezi? Pe sufletul ăla. Da. Da. Băi, e senzațional. Pe bune, eu nu cred că există niciodată, n-am văzut o relație ca a voastră, dar e foarte incitantă relația voastră și sub vorbele, orice vorbă spui tu, se vede clar un singur lucru. Îi vrei binele. Pe de altă parte, asta e, nu că fiecare o viața lui. Nu poți să stai lângă omul respectiv ca să vezi tot ce se întâmplă între cei doi. Deci poate să găsească un om care nu-ți convine, care oferă iubire. Da. Există și posibilitatea asta. Da. Dar, apropo de ce ai zis? Da. Iubire, ți alegi oamenii pe care să iubești. Da, dar nu știu, nu ți-am spus. Are, de azi înainte, ți-ai schimbat? Ce ți-ai schimbat? Ce? Atenție! Mi-am schimbat, da. La, doi, la microfon? Dar, hai. Ce trebuie să fac? Dar, iată-o nouă, dar noi ne potrivim. Ușor. Fiindcă ne iubim. Dar noi ne potrivim. Fiindcă ne iubim. Gata, mă, te iau la filmă de dragoste. Amă, Iura, sună-mă, că trebuie să spun de filme. Sună-mă, Iura, sună-mă. Acum, după ce ți-a găsit și potențial bărbat, poți să-l iei de naș? Nu. De seama, trebuie să mă asculti. Trebuie să pupem mâna luna și noi. Ia de aici. Augustin. Da. Godfather sau Casino? Godfather. 100%. Perfect. Deci dacă... ăsta trebuie să gânde și el o melodie în viața lui. Să cânte. Nu, l-a ajutat foarte puțin. Introducerea sună așa.
Bună, bună, Augustin. Bună. Gata. Hai la rolul. Doar la piu piano. Ce mai zice? Păi, nașii mi-o cântă bine melodia. O știe, deci îți dai seama că... Știu melodia, îți dai seama că o știu, dar... Atenție! Doamnelor și domnilor! Doamnelor și domnilor, Doinița ne ajută! Parla più piano e nessuno sentirà. Foarte bine! Il nostro amore lo vogliamo io e te. Nessuno sa la verità. Haide că... Neppure il cielo che ci guarda da lassù. Mulțumesc frumos, aplauze. Lasă, lasă, parte doar. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Și acum, rupere, atenție! Ia Augustin! Parla più piano, la 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 la, prende muzica! Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. È un grande amore, e mai più grande esiste. Gata, mă! L-am luat! Moare! Nu-i place să facă lucruri pe care nu le stăpânește. Băi, nu le stăpânește, numai vrea, nu vrea. Nu, da, nu și-a dat voie. Nu l-a scos nimeni din baie. Uite, nu și-a dat voie. Da, foarte frumoasă expresia. Să știi că realizez în fiecare zi, pentru că mi-e și frică să încerc lucruri noi. Știi că sunt... De ce? Mă gândesc, stai un puțin totuși, până la vârsta asta ce am făcut. E chestia aia pe care o avem toți. Dar unii sunt mai curajoși și alții mai puțin curajoși. Uite, eu sunt curajos. Nu, ai inconștiență. Mai nenorocit, cine a fost în capul meu? E, da. Tu ai văzut secvențe de astea nasoale pe teren, când își dădeau un cap cu racheta, când spărgeau rachete? Am mai văzut, da. Tu ai jucat vreodată tenis, Doinița? Foarte puțin, cu mine când era mică. A, și cu tine în serial, dar bravo, mă, iau ce ții tu minte, ce băiat. Eu nu mai ai jucat tenis în serial? Da, eram antrenorul ei. Și că veneai să... Nu cred, încercai să pari sexy și aveam more și mă terorizai pe acolo. O grămadă de caramel. Ce memorie ai de elefant? Țin minte toate secvențele în care am jucat. Băi, Doinița! Da. Băi, Doinița, adică... băi! Bă, bine că... Februarie 2023, să reținem. Doinița, la ce emisiune te-ai descurcat cel mai bine? M-aș descurca sau m-am? M-aș. Te-ai descurcat cel mai bine. America Express sau Asia Express sau Survivor? America Express. Survivor este o emisiune sportivă, nu? Adică presupune... Da, dar vreau să spun că, uite, un secret pe care îl ține mine de foarte multă vreme. Aș vrea să par cu contraste, să văd dacă limba mea are 3 cos, 4 cos sau 5 cos la capăt, știi? Adică după tenisul din ultimii ani, iară zâmbești, mă, că nu știu ce să fac acum. Ce vrei, mă, să fac, mă? Bă, nu mai zâmbi, mă, admirație, ia. Joacă admirație. Așa, mă, tăticule, că ești actor, dă-te... M-am săturat de întrebări. Augustin, numărul care ți-a adus noroc este? 7. De unde l-ai scos? Bravo, bravo, ce bravo, bravo! 7-2-14, ziua lui Fimea. Ce șmeche te-ai făcut, ce șmeche te-ai făcut. 14-15. Nu mai ziua ta, 7? 7. Ar trebui să-i pun această întrebare lui Augustin, dar ți-o pun ție, pentru că tu ai un ochi. Și vorba lui, dacă erai ministru de interne, ne prindeai pe toți. Fii atentă. Acum să mă fac de râs. Nu, dar îmi trebuie un răspuns. Doinița, cea mai frumoasă femeie din România este? Antonia. Ce, nu e? E? Eu sunt de acord cu ea. Dar poți, mă, să zici și tu. De ce să nu poți? Eu sunt de acord cu ea. Superbă. Cea mai frumoasă femeie e nevastă mea. Foarte frumoasă. Hai să-l aplaudăm. Bravo! Nu, stai. Uite, Oana, ce băia cu mintea aia acasă. Bravo! Oana! Să cântăm! Oana, ești dragostea mea! Oana! Ești dragostea mea! Atâta, că nu mai știu! Așa! E dragostea mea! Oana! Bun!
Băi, bă, dar te scoți, ești și șmecher. Dar ești șmecher nativ, firesc, fără să te forțezi. Foarte interesant. Ești un parșiv. Parșiv. Am avut eu greșeală, asta e viața. Dar nu-mi retrag tot, tot două săptămâni. Păi ori mai îl două ridici, ori îl bagi. Să te joci, să faci ce vrei prin lumea asta. Oțule, mâncați-o. Așa, bine, bine. Să trecem la așa. Augustin, da. Picnic cu familia sau grătar cu băieții? Grătar cu băieții întotdeauna. Eu l-așteptam pe invers. Și eu nu știu ce vrei tu și trebuie să dau ce vrei tu. Extra, nu mă, gezentuiesc eu așa, fără niște pariuri, vorba aia. Grătar da. Cu băieții, da. Doinița. Da. Unde crezi că te fi potrivit cel mai bine? Într-o telenovelă spaniolă sau într-un serial englezesc? Ai tu pe o mare cu engleză. Hai, du-te la spaniolă acolo, la eu aș văzut un Downtown Abbey ăla. Da, eu mă văd sincer peste tot. Așa, un răspuns. Bine, mă, bravo. În primul rând, consider că da, într-o telenovelă spaniolă, că mai știu și spaniolă și am aerul ăsta latin, așa că se vede. M-aș potrivi, okay. Dar în același timp m-aș potrivi și într-un rol de lady. In a, I don't know, Steakerea asta. TV series from England. Așa, steakerea asta cu... Would you like a cup of tea? Oh, yeah. Of course. Mi-a acasă, la ducă, ziceai replicați la casting dacă eram director afară. Te bă, că înghețai pe scaun. Nu, el vrea să te țină pentru el, nu pentru englezi. Asta vrea să se întâmple. Doinița. Da. Augustin. Păi o Doinița ori, Augustin. Iartă-mă, m-am mai dus în seria un englezez, m-am pierdut printre englezi. Augustin, mâna ta preferată la poker este? Bluff. Băi, asta trebuie să-mi explicați. Nu, te uita la mine. Nu, că tu ai văzut foarte mulți oameni. N-ai văzut oameni care să facă poker face-ul? Eu, de exemplu, când jucam poker, eu pentru asta jucam. Nu cred. Să dau bluffuri. Aia era bucuria mea. Sau să citesc. Sau să citești bluffurile. Alea sunt, alea pentru mine. Eu, de exemplu, nici nu știam regulile de poker. Bine, erau dealerii care le știau și n-aveam nevoie. Dar eu, instinctual, asta era obiectivul meu, să-l ghicesc pe ăla dacă minte sau nu și invers. Eu când dădeam, când un bluff, eram cel mai fericit. Ți-ai ieșit de multe ori? Da. Poți să te întreb eu, arătai cărțile sau? În tot timpul. Da? Că dacă nu arăta cărțile, nu avea... Nu se enervează la mai tare și după aia vine el după tine. Da. Și atunci deja e la tine în buzunar. Și na. De acolo curg banii ușor. Dar acum s-au șmechirit, au apărut copii din ăștia de mai ce să le faci. De-aia m-aș dar crezi că a pune ochelarii pe ochi reprezintă o puternică camuflare pentru a nu vedea... Depinde cu cine joci. Dacă joci într-o bodegă și îți pui ochelarii pe ochi, vine unul și dă un capac de scat pe masă. Dar dacă te duci și joci cu Phil Ivey și cu aia, cu toți dragii, ea te iau și după venă, cum îți face vena la nu gât, cred. Văd și ochii cum ți se dilată. Efectiv, nu cred. Da, n-ai văzut aia, își pun glug, aia care nu sunt profesioniști, glug de în cap cu ochelare și stau așa nimișcați și nu se mișcă. Ca să nu te trădeze absolut da. Extraordinar. Că jucătorii buni, foarte, foarte buni, te miroși cum ții mâinile și cum te joci cu fisele și cum cât pariezi și cum... Adică sunt foarte multe chestii. Practic trebuie să fii un psiholog foarte bun. Băi, sau profiler. Băi, profiler, da. Nu te apucă de poker atunci, că e și mai rentabil. Nu. Nu, dar din nou puteți faceți... Cum era oia la FBI? Dosarele X? Mulder și Scully. Adu-ți vremea, gata. Du-te ce pe traseul tău tu. Și dacă acum îți dă telefon cineva să faci Mulder și Scully în România? Ia fac, ia joc orice serial, orice proiect, oricând, la orice oră din zi și din nou. Uite, de exemplu, Ministerul de Interne ar putea să sponsorizeze un film. Fii atent aici, americanii își sponsorizează... Deci americanii, eu asta am ajuns la concluzia asta. Că se impune un oraș, că e Chicago, New York, că nu știu ce, că se face un cântec. Ăstea se fac țintite. Ăstea se fac țintit ca să facem americanul. SEAL, trupele SEAL, FBI, CIA, toate chestiile au filme pentru ca peste tot în lume unde se divulgă filmul să crească awareness-ul respectivei instituții. Da. Ministerul de Interne. Un film cu detectivii speciali. Doinița
Și Augustin. Da. Numele nu le-aș schimba, le-aș păstra același. Nu, da. Nu, trebuie schimbate, că nu. Doinița. Detectiv Doinița. N-au auzit că sunt... Ce nume ți-ai, într-un film cu polițist, în Profiler, ce nume ți-ai atribui? Macarena. Lola. Lola. Lola Popescu. Alături de partenerul ei... Mariano. Virgil, nu Virgil. Eusebiu Virgil. Vasile Roaibă. Eusebiu Constantin. Bun, deci eu, da, deci personaje făcute, doar banii să vină de la minister. Avem și scenarii și Doamne, tot. Da, da, da. Scenarii sunt destule cu polițiști aici la noi. Oh, oh. Yes. Yes. Doinița training sau rock emulată? Training. Vezi? Pleasure. Da, da, Doinița în același timp cred că este una dintre cele mai aranjate persoane care iese din casă. Că e persoană publică, că e femeie. Ne rezumăm la femeie, nu la persoană publică. Aia dacă iese până la colț, e pe pampoane. Stai cu o fată aranjată, te spui pe cap aranjată, pantofii curați, mașina curată, tot. El acum să mă pune într-o lumină bună. Hai mă, ca seara te-am văzut cum te lăudai, că te-ai spălat pe cap, că te-ai dat cu creme, că te bagi unde, în pat. Unde ai văzut-o? Pe Instagram. Mai văd. Toată întâlnirea noastră de astăzi te-am făcut regele junglei și acum ești... Păi am avut un oraș al meu, personal. Păi, dar... Mi-a părut și mie când mai mă uit și eu pe Instagram. Adevărul e că știi că am observat o poză cu Maria în care a fotografiat-o. Dar era așa timid, știi? Se vede, apropo, cum se citesc când... Aia de pe nu, și-a făcut singură, ea singură a postat poza aia, a fost prima ei postare. S-a postat singură. Și-a făcut, da, și-a făcut poza și... Da, și m-am și-a făcut singură se postare. Vedea că ea a dat poza pe acolo, mai departe, tot. Și de-aia, nu, ea a postat singură. Augustin, schimb de replici cu Bogdan Mălele sau cu Sally Levent? Întrebări ușoară. Levent. Levent e Levent. Băi, cum era atunci? Deci nu poți să văzut, uiți. Tu l-ai văzut cât talent se emană copilașul ăla. Da. Este ceva extraordinar. Și eu ți-am spus că eu, de exemplu, el avea tendința, adică el, când nu e actor, el e șmecher, ca să știi. Și în momentul când am ajuns la film, noi... serialele anterioare, el fusese băiatul meu când avea 14 ani, adică mai lucrasem puțin cu el. Aha. Dar la un moment dat îl simțeam că are personalitate și personajul lui, ai văzut ce-i făceam. Corect. Da? Mai mil, așa. Și din prima l-am simțit că mă las, că vrea să mă lase să-l domin, cu toate că pe el greu îl domină. Absolut, cineva, da, înțeleg. Dar simțeam că îl ține ceva înapoi. Ca să nu răspundă. Ca să, adică nu-i convenea, dar o juca bine. Și m-am zis la el, zic, auzi mă, îți place și Jean Constantin? Eu, da, tata, cum sunt? Idol. Ești nebun. Zic, ai văzut statuie, toate alea. Știi de ce e Jean Constantin? De ce? Că a fost Jean Constantin. Ai văzut ce făcea Demrădulescu și ăla. Da, era. Și a înțeles și și-a asumat. Și atunci a... E și personaje foarte bine, da. Toate personajele pe care și le propune ies foarte bine. E un băiat cu foarte mult talent, dar mai trebuie să se liniște. Dar știi că m-am gândit exact la ce mi-ai spus adineori? Deci, practic, eu eram de la minister, eu trimis de la sponsorizare de film, iar ei erau adjuncții mei, practic, angajații mei. Băi, faceți ceva bun. Iar el, Sally, era cel mai de jos angajat al meu. Și exact, știi, din prima, n-a zis nimic, dar poziția era așa și și-a asumat din prima, că era deja supus unui sistem, știi? Și a zis, asta îi învăț și eu pe copii, apropo de că un actor își folosește, folosim toate instrumentele pe care le avem. N-ai cum să joci frică dacă tu joci doar din glas. Da. N-ai cum să joci umil dacă nu te-ai gândit deja și te-ai... Adică îți vin natural, trebuie să-ți vină natural. Ca să fii îndrăgostit, cum arăți, Doinița? Ne pregătim pentru că noi am găsit acum nașul. Am găsit cine să cânte la nuntă. Dar tu, bărbatule care stai acolo și o vânesc pe Doinița de mult timp, fă un pas în față. Știm, ai trecut prin multe. E momentul. Cine bun, Mișa. Știi că e și-a rupt piciorul? Are piciorul rupt? Nu, ce-ai pățit mă la picior? Stai în pistol, întreb.
A, deci ai piciorul rupt? Ce te doare spatele? Am probleme și cu piciorul și cu spatele. Dar am crezut că acum șchiopătesc de la spate. Dar ce cu spatele? Am o hernie de disc foarte urâtă și de când m-am reapucat de biliard serios, doare foarte tare. Și la picior ai o ruptură de ligament sau de... Smulgere de ligament colateral. Sună dureros rău. Nu știu ce ar putea fi, nici nu vreau să știu. O prostie, e jiu-jitsu brazilian, că acum practic sporturi de... Uite ce aflu despre Augustin Viziru astăzi. Poți să-ți las peste 3 săptămâni. Vreau să-ți se facă perfect piciorul, nu vreau să ai vreo motivație. Ai zis că vrea să te bată când ești în formă, în formă. Nu așa să te vaiți. Eu și leg așa și joc cu tine. De așa. Și cum așa, dacă vrei. Dă-i racheta mână și joc așa cu el. Îl bag în gips, băi, îmi place. E leu, măi, arogant, e n-ai. Tu știi cine ești? Mel Gibson din Patriotul. Bag și mâna în gips. Uite, joc cu mâna așa. Pac, împușcat. Cu să-ți așa în ăsta. Cu glonț în el. Cu... Greu de ucis. Bruce Willis, gata, l-a depășit Bruce Willis. Dar să știi că asta e și problema mea. Întotdeauna când fac lucruri, mă dedic 100%. Și la jiu-jitsu, și la fotbal, și la tenis, și la actorie, și la orice. Maria, ce o să învețe? Primul joc pe care o să-l înveți va fi biliard, jiu-jitsu, tenis sau... Poker. Ce vrea ea? Eu ce-mi doresc eu pentru ea, sincer, pentru că nu am reușit eu, dar ceea ce-mi doresc eu și nu e ceea ce-și dorește ea, probabil, în momentul de față, e tenisul. Și dacă cumva, cum i-am sugerat din burtică, uitându-se la tenis și în continuu se uită numai la Federer, alt jucător nu-i place. Dacă cumva o să-i placă, să fie cea mai tânără câștigătoare de Grand Slam. Măi, victoriosule, eu vreau să o invit la meciul nostru, da? Să plece acolo, că taică s-a pierdut, să plece cu senzația asta, nu-mi place nici mie. Pam, 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 n-am buton. Sorry. Doamne, ferește. Da, doamne. Doamne. Nu știu, deja Wimbledon. Mi-e și milă de el. Australian deci Open. Milă, știi de ce mi-e milă? Că de genunchi ea mi-e milă. Dar o să fiu blând, nu o să te fac. Dar ce faci la genunchi? Îmi dai cu racheta peste genunchi, ce faci acolo? E cam același lucru. Cam așa o să simți. Da, da. Doinița, tu care te uiți la filme, Netflix, HBO sau Prime? Știi, Amazon Prime. Da. Păi de ce nu toate? Adevărat, ce mă uit peste toate? Pac, 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 pac. Plus că a intrat și timp, Disney. Aveți timp să vă uitați. Eu m-am bucurat ca un copil ieri, după 3 ani de zile, e prima oară când m-am uitat și eu la un serial. La ce serial? Walking Dead. Stai un pic, că m-a enervat. Adică noi avem timp să ne uităm. Cu ce se ocupi timpul Augustin Viziru? Cu filme. Filmea. Film. E un joc de cuvinte. Păi n-am cum până n-o culc și mai ales că adorme târziu seara la 11:30, dacă doarme la prânz la 12. Și are energie extraordinară. Și în momentul când sunt cu ea, n-am voie FIFA, televizor FIFA, sau orice. Toată atenția e la ea. Și ultima întrebare, Augustin? Da. Întrebare foarte dură? Da. Pe când un frățior Mariei? Păi ai să râzi, da. Eu cam dau din coate, da. Nu prea vrea cum o treacă. Mă, Oana, mă. Textul... Mai las un pic să mai treacă. Foarte bine. Mai las un pic. După podcastul ăsta îi se va diferența dintre mine și fratele meu sunt 3 ani și jumătate și pentru noi și pentru mine și pentru Oana a fost și este în continuare, că nu este încă ușor, dar amândoi lucrăm la asta să facem lucrurile să funcționeze. Pentru că noi am luat-o de la zero. Ea răsfățată. Eu răsfățat. Păi eu până să apară Maria, toată lumea vorbea frumos, să te dea drept în fața mea, drept dovadă. Eu nici nu tolerez să-mi zică nimeni nimic. Pe noi doi ne mai tolerez. Așa. Ideea este că e o perioadă destul de complicată, în sensul că trebuie să ne înțelegem noi, să ne înțelegem datoriile de părinți și asta facem. Important este că înțelegem amândoi și dăm înainte cu totul. Am rugăminte. Până vine al doilea copil. Hai să facem nunta ta, hai să mergem în paralel. Că după aceea cu doi copii facem un decalaj prea mare. Înțelegi ce zic? Da, ce e asta cu nunta asta? De ce trebuie să bag nunta ca să nu-i spun să... Băi, nene, numai ascultăm. Ia. Nu ascultăm, că aici e practic, da? Un pic, ascultăm.
Nu trebuie, fă mă ce vrei tu, lasă-mă cu nunți, cu botezuri și așa mai departe. Altă entitate pe care o stabilește cineva. N-ai nevoie. Biserica, trebuie să te duci în biserică, să te însori. Nu trebuie. Păi și atunci... Pe malul mării. Ia, crezi că... ceva zicea Horia și am înțeles foarte bine. Deci, trebuie să mergem... De ce? Pentru că... Deci, iartă-mă, dar eu cred că sunt oameni. Și cred că sunt la rândul lor timizi. Pentru că și eu eram în timpul adolescenței și copilării mele timid. Și n-am spus anumitor fete, îmi place de tine de multe ori. Și eu, Zuzi, am fost un tip foarte timid, să știi. Uite, ne-am găsit la doi la aceeași masă. Tu, da. Pune-le la punct. Poate e cineva, măi, vină un coace. Dacă simți că te iubește cineva, ia-l. Pentru că noi suntem timizi, bărbații din ziua de azi sunt niște timizi. Uite-te la noi doi. N-am ce să fac așa ceva. Uite, noi suntem timiditatea întruchipată. Dacă el așa dă cu reverul, avem probleme mari. Avem probleme mari. Din rever vreau și eu. Trebuie să lucrez, la reverul lui, să-l învăț să dea cu reverul în caz. Nu lovești corect. Dar la asta vorbim noi peste două săptămâni. Când intri în cantonament, faci un cantonament specific pentru meciul cu mine, ai avea nevoie de cel puțin 7 zile cantonament centralizat undeva la munte. Cu Rocky, să spui motivaționale. Și o să vezi o pregătire de aia de 7 zile te ține tot anul, după aia nu te mai accidentezi. Ce mai, ce mai ceri? Mi-e frică când întinzi mâinile așa. Doamnelor și domnilor, odată face omul 30 de ani sau 20 de ani. De aceea, până vine 14 iunie, avem de-a face cu 15 februarie. Și când am zis asta, spunem așa. Ce voce frumoasă! Ce cifre văd acolo, oh my god! Mamă, ce căpșun! Astea se numesc ruzincini. Cum? Ruzinchine. Așa ruzinchine astea? De asta este un gust foarte înțepător. Draga mea, am căutat să ai caviața. Înțepător, am zis. Căpșune, ruzinchine. Așa aici, partea asta, un blat frumos care să te încălzească și să te... îndulcească de fiecare dată când vei avea probleme. Bineînțeles, noi doi vom sta, pentru că suntem niște părinți responsabili, îți vom sta la dispoziție. Mulțumesc. Te rog să spui dorința. Aoleo. Care să fie? Dar dorința nu se spune. Da, știu, nu, dar am spune, atât de multe în minte că nu știu pe care să o aleg. Ai mai multe minte? Asta e bine. Zi-mi cea mai arzătoare. Adică zi tu cea mai arzătoare. Păi pe aia ar trebui să o pun, nu știu care ar fi. Am zis mai multe. Băi, iată, vin colindător, pe n-o zic oricum. Florile d'albe, noaptea pe la cântător. Doamne, cum a trecut timpul. Dacă mă uit la tine, exact cum i-a zis Augustin Lufimea, tu ai 21 de ani și i-a zis, nu, am 31. Așa și tu. Fata mea, ai 29 de ani, vezi ce face. De aici înainte, nu? Nu, ai 29 de ani. Ești la televizor, mă, încă-ți stai așa. Lasă-le în cad. Nu e... Dar tu vrei să mă bucur dacă nu-mi vine momentul ăsta să mă bucur? Am prea multe, dar nu are gânduri. Nu, acum ne... Nu joc cu rol. Sunt doidința, sunt cum vreau eu să fiu. Deci ești înainte că ai făcut 40 de ani? Nu știu ce să fac cu vârsta asta. E firească, e frumoasă. Da, bine, păi bine. Nu cred că e ceva nașpa. Tu spui care arăți cu frizura asta de 20 și cu tricul ăsta. Am păr alb în barbă, uite, sunt păr alb în cap, uite, am albit, uite, sunt alb. Ce? Care e problema? Ce contează? Ți-ai pus pastă de dinți. Te-ai pus pasă de dinți în barbă ca să fii mai grizonat, să te placă fetele. George Clooney, nenorocitule. Nu ține. Eu mi-am pus, când m-am spălat de dinți, m-am stat așa. Ziceau și ăștia, dar nu vrei să te vopsești? Nu! Nu ne vopsim.
Atenție! Ăla e! Sa! Da. Hoc! Hoc! S-a îndeplinit. Ta-dam! Bravo! Bravo mie! Bravo, Dăința! Dragilor, să știi că am avut emoții mari și vă spun sincer de acum, pentru că eu am, să zic așa, cunoscându-vă puțin câte puțin, câte puțin, puțin, am făcut așa un fel de puzzle emoțional și am zis, aș vrea neapărat ca amândoi să fiți prezenți astăzi, pentru că voi aveți o istorie și un viitor foarte special și un prezent extraordinar. Și firile voastre se întrepătrund, cred că în viața voastră se vor întrepătrunde de mai multe ori. Și de asta îi mulțumesc foarte mult Doiniței că ți-a făcut astăzi o surpriză venind. Ea avea un casting la un film cu Titanic 2 și a zis, Titanic 2? Hai să... Pauză. Mă duc la, cu Augustin la... să-i fac surpriză, nu? Așa e, ți-ai refuzat un milion de euro să vii. Nu, erau 3 sincer, milioane de euro. M-am întrebat dacă să vii sau nu, dar până la urmă am venit. Foarte bine. Oricum nu poate să zică ție nimeni ce să faci așa. Da. De aceea vreau să vă spun că acolo sub masă, da, sub masă. Da, mulțumesc foarte mult. De la domeniile Cuza venind către tine, atunci când vei fi... Îți povestesc una scurtă. Auzi, dar tu ai jucat rolul bețivului într-un film? Da, și jucasem în momentul în care... Când ți-am tras eu niște palme. Jucasem deja acolo, dar și acolo, da. Acolo deja băusem, știam cum este. Dar am avut o secvență la Regina în care Iura mi-a zis să joc bețiv, beat, să joc beat și eu nu băusem niciodată în viața mea. Nu știam cum să joc. Și a fost funny secvența, chiar a fost bună. E grea beția de jucat. Nu e ușoară. Dar l-am avut pe Iura. Ei, normal. Am avut pe Iura și mă uitam așa la el tot timpul și mi-a explicat Iura la bază, el vrea să recunoască. La bază e actor, el nu e regizor. Și era bombă nucleară. Și toți sperăm și noi într-o bună zi, dar nu știu că bine, norocul lui e că actoria n-are vârstă. Cred că știe și el treaba asta. Iura când va apărea în primul rol, o să vedeți că... Eu l-am văzut cu ochii mei și îmi pare rău, am viziune pentru talent și omul e talentat. Crezi că un western în care eu să fiu rău și tu mă bat cu tine și tu cu Iurea care este șerif. Tu ești șeriful. Nu, eu sunt... Tu vrei să fii ăla rău, dat da, în urmărire da, de... Da, eu sunt rău. Ai putea să joci un personaj de genul ăsta, da? Deci cu zâmbet pe buze, zâmbet totuși fac-o da, un robber. Da. Orice se poate. Dar e greu să joci negativ cu mine în încăpere. Wow, dar... vrei wow. Să-l iei acasă sau să-l gustăm? Gustați-l. Vreau să-l gustăm. Când am venit, mi-a dat mâncare în continuu. Păi așa dă el. E darnic. Ciocolata nu-mi place. Și nu-ți place ciocolata? Mie îmi place... Asta este mură, nu? Aia e căpșuna. Nu mă. Asta e căpșuna. A. Asta este... Mură. Locotenentul Mura, celebru în... Zmeura. Zmeura. Cum au trecut anii ăștia, mă? Cum au trecut anii ăștia? Dar tu, sincer, mai țineai minte când am fost la tine la... Aia eu nu mai țineai minte, nu? Când am cântat la tine. Mă, sincer, nu mai știu, dar mi-aduc aminte că s-a întâmplat un lucru atunci. Și țin minte că eu eram teribilist și cum ar fi fost... Și țin minte așa, sentimentul... A venit încă un teribilist care era partenerul tău de trupă. Păi băi, Vasile, dacă eu sunt teribilist, nu mai întrebe mă încă unul, mă. Lasă-mă în plata, domnule, știi ce zic? Dacă e unul titirez, doi titirez să lovești și se opresc, știi ce zic? Normal, corect. Și de fiecare dată, adică tot și mulți în perioada respectivă, țin minte că am făcut și lansări cu gaz pe foc, eram cu ei, eram cu... La începuturi. Da. Țin minte, mi-ai și spus că vezi când se aprinde beculețul roșu, te uiți acolo unde e beculețul. Îți dai seama, tu erai fier câte gloabe văzuse-i până la ora aia, ce făcuse-i până acolo. Vezi beculețul la roșu, te uiți în el. Eu astăzi nu o să spun asta, o să spun în schimb, dragul meu, acest podcast se numește Lucruri Simple. Și Doinița știe, pentru că mă urmărește, e o fană de-a mea, vine la toate spectacole și la toate concertele. E vorba de o piesă pe care... Foarte simplă. Foarte simplă, pentru că tu trebuie doar... Te-am pus de două ori, atât.
cu vocea aia ta sexy, senzuală. De ce e asta? Melodia cu care începem și terminăm. Lucruri simple. Înțelegi? Ok. Stai liniștit. Gândește-te la Maria. Gândește-te că acum Maria va vedea că... Eu nu pot să cânt așa ceva. Stai, bă, că nu ești singur. Nu cânt, bă, frate. Fii atent, uite-te la noi doi. Uite-te la noi doi. Cântați voi. Peste câtva timp, peste 5 ani, Maria va intra pe YouTube. E, da. Și va vedea vizirul. Ia-ți vizirul. Enter. Căutare. Vizirul. Cine e nenea ăla mai grăsuț? Eu sunt ăla. Ne spuneai nouă tu. Ăsta nu e tipul ăla care te-a putut la tenis. Bă, da, tata. Și după aceea intră. Auzi? Amă, cum te-ai cântat? Am văzut o secvență cu tine, cu Diana Dumitrescu. Așa. Ce cântai atunci? Nu mai știu. O chestie de genul... Everything I do. Da, ai dat singur răspunsul, ai văzut. Da, da, foarte bun. Și Maria se va uita și zice: așa de frumos cântă tata? Da. Mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit, au urmărit aceste două prezențe formidabile, Augustin și Doinița. Doinița și Augustin. Cei doi detectivi de la Ministerul de Interne. Stai, mă, după aia îți întorc ăștia ochii spre mine și încep și mă caut. Stai, mă, puțin, te sponsorizează. Să nu mă... Alo, bună ziua! No, sunt Maior Nedelcu. Vreau frumos, avem 5 milioane de euro pentru filmul cu detectivii. Primiți? A, venim acum! Hey, hey, da. Iată cum se fac relațiile. Hey, da. Mulțumesc foarte mult, Doinița. Mulțumesc. Baftă cu școala, cu copiii. Termina, mulțumesc. Baftă în dragoste. Și cu noul proiect. Și cu noul proiect. Mie ce ai să-mi zici? Având în vedere că ești unul dintre puținii cu care mi-am setat o întâlnire foarte clară, brusc, de obicei eu mâncam jumătate de tort, că îmi place mie. Am mâncat doar puțin, pentru că vreau să dau tot, ca să nu-mi distrug spatele, nu rotula. Abia aștept. O să-l rog pe Andrei Pavel să ne fie arbitru, că ești în stare să... Nu tușă. A fost... N-a atins. A fost... Nu, n-a fost tușă. Nu vreau discuții de genul ăsta. O nu? Să ai. De toate. O să te fac să-ți dorești să ieși după teren mai repede. Ca să înțelegi. Nu știu, nu mă bag. Simt că am făcut o greșeală azi. Dar nu știu de greșeala. Îți mulțumesc tare frumos. Cu mare drag. Oricum. Mare figură ești, Doamne. Cu mare plăcere. Maybe I... Am falsat, ale? Maybe I didn't hurt you. O știți pe... Hai că o știi. Tra-la-la, la-la-la-la. Hai, trăgime. Nu că vreau să-l aud. Maybe I didn't hurt you. Ai zis că n-ai voce. Quite as often as I could. Știi și versul, mă. Știu că-mi place foarte. Little things I should have said and done. But I was you never always on. But I never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Șmecher. Băi, de ce oamenii trebuie să le scoți talentul cu furculița? Niciodată n-am înțeles. Doinița, poate îmi explici chestia asta. Eu nu înțeleg omul ăsta. El încearcă. Băi, e la început. Doamne și domnilor, nu uitați, sunteți la un podcast care vă spune așa, 40, 45, 50, eu nu am început. Chiar este. Ai spus, poate ai spus o glumă sau un serios, dar eu consider că în fata mea s-a născut, că m-am născut și eu a doua oară. Nu, toate copilăriile pe care le face ea, vreau să le fac și eu cu ea, să fiu și eu copil din nou alături de ea. Frumos. Te mă, ești sensibil, mă Dorin, să... Dar cine a zis că nu e? Știi ce face nenorocit ăsta? Ce vrea el? Aia cu Anthony, Marc Anthony. Aladin, desen animat Aladin, știi? Stai. Coloana sonoră, melodia este în Aladin, desenul animat. Din Aladin asta? Da. I wanna spend my life. 100% e în Aladin, desenul animat. Nu, spun eu. Tu știi cine a pus prima dată vocea la Aladin?
Cine? Tu. Era în 1997. Când eram în același studio cu Dinu Manolache și cu Gigi Dinică. Aladin Brânciu. Hai da cum să pornim către locul greșit. Când îmi place de vorbului, spre locul de totul nemai pomenit, să pornim chiar acum în zbor! Ușile și noi! Mamă, ce voce oribilă! Pământul arab, râm fermecat, te va întâmpina! Te-ai adus aminte, ai văzut? Ia de aici! Problema știi care e? Că acum asta e viața. Înaintezi și faci progres în viață când asculți un lucru pe care l-ai făcut cu 10, 15, 20 de ani urmă, puteam să-l fac mai bine. Atunci ți-ai dat limitele la o parte și te-ai dus înainte. Bine, când ai sentimentul că, nu știu, sărutul ăsta puteam să-l fac mai bine. Sau? Violul ăsta puteam să-l fac mai bine. E vorba de film! Eu, sincer, nu cred că poate să violeze nimeni mai bine ca mine. Oh, baby! Doamne. Băi, sunteți senzaționali! Doamne, doamne, mă bucur că v-am întâlnit și sper să ne vedem curând în orice. Dacă vrei să vin și eu să fac un breakdance, ai văzut pe copii breakdance, sunt al tău. Super, mulțumesc! Uite, când zice. Știe, mă, știe. Meseriaș. Vezi, tu tenis. Așa. Deci, e ușor. Uite-te la noi. Așa. Când simți tu nevoia... Intervin. Mâine. Ce vreau? Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Bine, ritmul mai încolo, pregătește-te. Inima să fie așa ca un fulg în palma ta. Pentru mine n-ar fi prea puțin. Nu caut cuvinte de înțeles, nici multe motive ca să iubesc. Și acum vine ritmul. Orice visea au fost Edi, Cristi, Răzvan, Andreea, Tenerife, Tucu și Tavi, care s-a retras, să-l doare spatele. Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața pe lângă perna ta. De ce zâmbești, dragă? De ce zâmbești? De ce? Îmi place tu așa cum ești, când mă cer și când mă ieși, și speranța că nu te vei schimba.
Edi. Ai bătut rata asta? Nu. Poftim. Stai că nu fac din el un cântăresc, dar... E super. Stai patru jos. Vezi, Maria? Și tata știe să se joace. Câteodată Maria se dată să joacă prea mult, dar asta e viața. Da, și tati e un copil. Și tati e un copil. Și era drăguța mea, și tati e un copil. El are o văscuță, el are o văscuță. Ura drăguța mea, el are o văscuță. Fie, dar cea mai tare melodie pentru copii? Care? Pregătim palmele? Da. Nu tu, Edi. Jos. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă vesel se trăiește, unul altuia zâmbește. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă mai ieși în orat afară de seama, pe aia să stai supărat două săptămâni. Dar nu mă s-au supărat. Dacă mă bați, mă bați. Nu te bați. Yes, indeed.